Hai, să trăiți! Stai așa un pic să-mi dau și ceasul jos de la mână. Vă pup pe toți, ce faceți, cum sunteți? Astăzi avem multe de povestit. Ia să vedem cine este cu mine aici prima dată. O secundă, băi, dacă vedeți că este părul ăsta, dacă vedeți că este părul ăsta mai pârjales în capul meu, să știți că mi-a murit frizerul. Din păcate, vărul CBR nu mai este printre noi. S-a dus, nu mai, s-a dus de tot. Nu vedeți ce păr am în cap? Parcă zici că am fost la munte și nu m-am spălat pe cap de 4 zile. Chiar așa s-a întâmplat. Adică, pe bune, gen. Așa, te pup, respect, ce faceți, mă, băieți și fete, cum sunteți? Hâți cu lapte. Uite aici, dragostea mea, uitați-vă ce dulce mi-a adus. V-am spus că m-am apucat de sală și... Bună ziua, drăguț! Ăsta este dulcele pe care le mănânc eu acum. Niște banane și niște mandarină asta. Sunt foarte dulci destul. Da, da, sigur, uite, sigur. Dacă aș vrea să mănânc ceva dulce, te-aș tăia pe tine! Așa. Bubin. Cum te simți astăzi? Cum să mă simt? Mort! La fel ca vărul CBR, nu vezi că mi-a murit frizerul, mi-am pus acolo în gură, am zis că poate mă duc la Dani Costi să mă tund, să-mi facă și mie o frizură de aia Steel Kennedy. Așa, ce faceți, mă, frate, mă, cum sunteți? Hai să dăm drumul la like-urile alea, forță, rog de tot. Salutare tuturor, te pup Eco, te pup Trifan, vă pup pe toți, frate, ce ziceți? Da, mă, frate, mă, m-am apucat de sală, mă, dacă o vine să credeți. M-am reapucat sezonul 5, episodul 48, cred că, de când m-am apucat de sală. Dar, na, trebuie să mănânci 2 kg de banane ca să simți ceva. Bă, da, dar nu mi-ai adus și mie o furculiță, mănânc așa cu mâna ca țăranul. Mulțumesc. Bună, te salut, te pup, Andreea. Azi sunt fără membru că nu am bani pe card. Oh, la revedere, a plecat moderatorul de la sală. Da, mă, da. Bă, frate, bă, prima zi de sală, bă, cum a fost, bă, să mă ură de asta. Dar, de fapt, stai așa un pic, să mai ne strângem puțin și după aia începem să povestim, da? Hai să facem repede 200 de like-uri și let's go. Așa, mulțumesc din suflet. Plăcere. Așa. Dorești altceva? Sigur. Nu. Aia nu. Nu? Nu. Păcat. O banană are zahăr cât doi biscuiți rău. Ai, care pe dracu ești nebun la cap. O, bă, mecheleche, nutriționistule, firii al dracului să fii. Adică vei să spui că dacă mănânc, mai bine mănânc doi biscuiți rău decât să mănânc o banană. Bravo, bă, mecheleche, bă, dar te-aș dă și pe tine capul, viața mea. Nu prea ești de pe aici. Așa. O să faci multe story time-uri. Am vreo 3 pentru voi astăzi. 3 pregătite. Așa. Deci astăzi suntem mai pe natural, așa un pic. Asta e. Cât ridici la piept, mă faci de rușine sau... Bă, bro, eu nu fac cu greutăți. Eu, în primul rând, oricum n-am voie de obicei... Adică n-am voie să car oricum, pentru că am... 1, 2, 3... Cam 4 hernii de disc, înțelegi? Recomandat pentru mine nu ar fi să mă duc nici la sală, dacă mă întreb, dar... n-am voie să car, însă o să fac, adică fac cu greutăți mai mici, mai multe repetări, știi, gen. Adică eu nu mă duc la sală să mă duc să răstorn salandul. Așa. Și astăzi am fost și cu pană la sală. Stai că urmează story time. Ca vă spune fratele vostru imediat aici. Imediat. Deci stai să mai intre puțină lume, să facem și noi 200 de like-uri repede de pe jos și aia e. Atenție și nouă ce mănânci, uite aici. O banană, o portocală, ceva dulce, că nu mai pot, credeți-mă, știți cum sunt de 2 zile, de că, băi, îmi vine să mănânc dulciuri. Deci eu, ca să înțelegeți, gen, cum sunt eu cu dulciurile. Deci eu, câte bomboane ai la cutia de tufi? 48, pac. 48, nu? Da. Mie cât mi se face așa poftă de dulce, eu mănânc cam 48 de bomboane odată, știi ce zic? Nu știu dacă e mult sau e mult, e puțin. Doamne, e extraordinar de mult. Da, nu știu, mi se face rău la un moment dat, înțelegi, gen, dar pe aia mănânc niște sărățele sau mănânc un chips, ceva care e sărat și după aia mai bag, știi, gen, adică că merge, știi, intră, adică cam așa sunt eu cu dulcele, știi, adică când... Dacă nu faci gălăgie, da. A, așa, deci, nu știu dacă e bine sau e rău, eu zic că e puțin cam rău, gen, știi, adică... Nu zic că mâncai mult dulce, dar ești... Da, dar ești membru Milka. Bă, frate, credeți-mă, uite, mi-am făcut analize, vă spun acum un story time mai de mult. Stai să opresc muzica. Deci mi-am făcut analizele acum un an și vreo 2 luni. Da, că prin decembrie mi-am făcut anul trecut. Mi-am făcut analize, știi, gen, și îți dai seama, aveam 125 de kg, ceva de genul ăsta, așa, acum am 131, e mai rău. Așa, bine, un an de zile, 6 kg, nu a fost chiar așa mult, dar parcă se simte mai rău. În fine, nu contează, sunt gras oricum, infect. Așa, bun. Și m-am făcut analize, știi? Și mi-am făcut asta, cum a venit, bă, în special de asta zahara, nu știu cum se numește, bă, glucoză, nu știu cum, cu Dumnezeu, nu mă pricep eu în termeni ăștia medicali, n-am nicio idee cu ce așa.
Și m-am dus să mă duc și la interpretare, adică mă uit la analizele alea ca prostul, adică dacă văd care valori puțin mai mari sau mai mici, atâta tot știu, gen, că nu știu ce înseamnă lucide, glipide, trijlicolide și înțelegi și așa. În fine, și m-am dus să-mi citească asta și îmi spune, băi, credeți-mă, gen, eu mănânc cam în fiecare seară, gen, cam în fiecare seară eu mănânc cam o ciocolată, minim. Gen, ăsta e minim o ciocolată pe zi, gen. Minim, o Milka, o ceva, nu știu, ca să nu mai zic așa, bonus, gen, un corn, un Kinder Bueno, una. Mănânc foarte multe, bă, da, foarte multe lucruri, gen, adică la modul, credeți-mă, gen, nu știu cum să vă explic, deci nu știu, gen, mănânc foarte multe dulciuri. Cine mă cunoaște, mă cunoaște. Așa, bun. Și acum, credeți-mă, ce am vrut să vă spun, m-am dus să mi-am făcut analize, după ce mi-am făcut analizele, m-am dus la interpretare de aia, cum s-a spus. Bă, știu că o să păru haos, dar mi-a murit frizerul, știi, și trebuie să... Dacă am 100 de euro, gen, îi reînviu și de-aia mi-am pus găul și așa. În fine, îi dau respawn. Și eu făceam, da, ăștia fac un challenge 5.000-10.000 de calorii pe zi, la tine era daily. Păi la mine, eu cred că am... Bă, eu, din ce mănânc eu, înțelegi? Deci eu mănânc cam 3 fast food-uri. Mâncam 3 fast food-uri pe zi. Adică, ca să înțelegeți, uite, de exemplu, ce am mâncat acum o săptămână. Hai să zic că am fost la munte și n-am mâncat așa des cum mănânc eu. Mă trezesc dimineața, 10, 11, 12, 1, depinde când e dimineața pentru mine. Dar închide și tu un geam pe acolo, viața mea, că să moară familia dacă nu mă trage curentul. Fac hepatită la picioare. Nu știu, închide puțin. Așa, bun. Și gândiți-vă că despre ce vorbeam, am mâncat, și că nu mai mi-am pierdut ideea, că m-a enervat Alexandra, nu mai pot. Despre ce vorbeam? Stai că am o daia de... Vorbeam de dulciuri, dar despre ce vorbeam mai exact, gen? Ce am mâncat acum o săptămână? Gata. Așa, mulțumesc. Deci gândiți-vă cum îmi începe dimineața de obicei. Îmi încep dimineața, mănânc un Subway. Știi? Am un Subway pe lângă mine, gen, mă duc până la Subway frumos să mănânc un Subway. Pui teriyaki, mai multă sorți de la Dulcea Crișor, știi, sau salt, nu știu cum se numește așa, sour, așa. Light mayo, cum a venit că sunt la regim, știi? Așa, frumos, și mănânc un dăla de 30 cm, da? Frumos, că nu poți să mănânci dăla, că se vede urât, gen. Îți dai seama, am 2 metri și 130 de kg, se vede urât să mănânc jumate de aia, știi ce zic? Adică 15 cm, eu sunt de 15 cm, 15 cm are pula, gen, da? Se învișunare cum să aibă 15 cm pentru mine, înțelegi? În fine. Așa, mănânc un Subway de la așa frumos, bineînțeles că Subway nu merge altfel fără să-ți iei niște cookie-uri de alea. Bă, și cine știe, mâncava și gura voastră cookie-urile alea de la Subway, bă, am... mâncați-și cam apă în gură, nu mai pot. Deci cookie-urile alea de la Subway sunt nenorocire. Deci n-am ce să zic, înțelegi? Așa, pe lângă chestia asta mai beau, mănânc 3 cookie-uri de alea cu macadamia, că nu pot să mănânc unul, că se vede urât dacă mănânc unul, și ce zic, m-am spus 2 metri, 130 de kg, da? După aia mai beau și iau un Lipton de acolo, că așa de sete, știi ce zic? Adică, na, și Lipton, așa, deci cred că în total, cred că aici sunt vreo 1000 și ceva. 1000, și 1000, mă, că ai 500, un cookie, 500, 1000, 1000 jumate, 1000 jumate, așa, cu sucul ce mai are și ăla, vreo 700 și cu sandwich, deci cred că am vreo 3000 de calorii la prima masă. Înțelegi, gen, adică, sunt așa, gen, light. Asta e prima masă, da? Bun. Dai așa un pic. Așa, bun. Mi se face fomică așa un pic pe la ora 6-7. Ori mă duc la un zistor, am eu pe cineva care mi-aduce mie un zistor bun. Mănânc un zistor, o baghetă în general, știi, care are mai multă pâine, e mai sățioasă, știi ce zic. Așa. Să mai dai niște detalii, Wers, că nu ți-am dat bani, stai liniștit. Așa. Acum ce vreau să vă spun. Mănânc o baghetă de aia, să zic că bagheta are cam vreo 1000 și jumate de calorii. Bine, la câte sosuri îmi pun eu, cred că are vreo 2000. Îmi iau 2 airan și îmi iau 4-5 baclavale, așa de desert. Și ce zic, baclava de-aia, mamă, baclava de la Dristor, e nebunie. Așa, deci în total vreo, și cât să zic, așa pe aproximare... Deci am avut 3000 la prima masă, cu încă 3000, vreo 6000 de calorii, așa, la a doua masă. Până la 3 dimineața, de obicei, după ce termin live-ul, știi ce zic? Până la 2-3 dimineața, mi se face și mie fomică. Mă duc atunci, mă duc la Băneasa aici, pe lângă mine. La Băneasa, la șaormerie, știi cum a venit? Acolo la aviatorilor, mă duc eu acolo de obicei. Acolo îmi iau eu
o shawarma, o shawarma băiană asta, bineînțeles, dar mică, mică, nu mare. Deci chiar nu exagerez, gen, adică la modul, iau o shawarma mică de aia așa, ca au cartofia foarte bun. Bine, o porție extra de cartofi și da, niște maioneză. În perioada m-a mă lași dacă o să vreau să povestesc pe telefon. Să mănânc prostii două zile din săptămâna trecută. Lasă-mă un pic să povestesc, că îmi pierd ideea. Mulțumesc. Așa, bun. După aia îmi iau o shawarma de aia de la Zistor și cum a venit extra maioneză, cum a venit așa cu curry, cu ketchup dulce, cu așa, să zic așa, cu porția de cartofi extra maioneză, așa, hai că mai zic vreo 2000, hai să zic să fiu drăguț, 2000 de calorii. Și după aia, bineînțeles că ajung acasă după ce mănânc și aia ca să mă bag și o la somn, bag și o ciocolată, gen, știi ce zic? Adică, na, cât poate să aibă? Da, mă, că e cam vreo 7-8 mii de calorii pe zi, gen. Adică ăștia ce fac pe YouTube, gen, cu 10 mii de calorii, challenge pe viețile mele, mâncava și gura voastră. A, să nu mai zic înainte că beam și cola și astea, adică putea să încep cu cola zero, că înainte beam 4 litri de cola pe zi. Deci cred că duceam 15 mii de calorii așa la prima stigare, înțelegi? Adică pe zi. Și viețile mele ăștia fac 10.000 de calorii celegi odată și zic, oh, nu mai pot de mâncare, mâncava și pula voastră aici de mâncă, vă mănânc cu tot cu mâncare, pe toți. Hai să ne oprim aici, că mi-e foame deja și cred că bag o banană. Așa, bun. Acum v-am explicat cum mănânc eu normal într-o zi. Normal. Deci asta e o mâncare normală, da? Bun. Mă duc, mi-am făcut analizele. Stai să beau o gură de apă și vă explic. Bun. Mi-am făcut analizele. Și mi-a ieșit colesterolul puțin mai mare. Pula mea, dar la așa, știi, da, ceva normal. Îți dai seama dacă sunt ritmul animalul, am 120 ceva de kg. Bine, acum am 130. Forță. Mi-am făcut analize și m-am uitat în special la ala cu diabet. Și acum i-am spus, doamnă, îmi spune, avem o problemă la asta cu diabetul, cum a venit. Și când am auzit, avem o problemă, am zis, mamă, un cavaș pula voastră, am diabet level 4, am zis, am beli pula, nu mai mănânc dulciuri în viața mea, mor. Eu nu pot fără dulciuri, că mor, gen. Și am zis, păi și care e problema, doamnă? Nu mănânc suficiente dulciuri, că ai glicemia scăzută. Și am zis, Bălan Alexandru pe analize, nu? Adică Bălan Alexandru, i-am zis Bălan Alexandru Ionel, adică la modul, eu, sunt eu, gen, adică eu mănânc prea puține dulciuri. Doamne, stați un pic ca să vă, să ne înțelegem un pic. I-am zis, cred că nu știți cu cine vorbiți. Nu îmi spuneți mie să nu mai mănânc dulciuri, că, adică că nu mănânc de ajuns de multe dulciuri, că dacă vă spun programul meu în fiecare zi de dulciuri, vă dați în hepatită de dulciuri, ești nebun la cap, nu de diabet. Dai în hepatita diabetului. Înțelegi? Adică, băi, frate meu. Deci, când am auzit așa, i-am zis, arătați-mi și mie cum a venit. Și să vă spun așa, că nu știu exact acum care sunt alea, că n-am analizele, să zic așa, în față. Gândiți-vă că, hai să fac așa, de la 5 la 10 cum a venit. Să zic că 5 e cel mai mic cum a venit, adică dai în diabet de la, da, că trebuie să mănânci dulciu sau, mă rog, așa. Și 10 ar fi cea mai mare de aia, încât să nu mai dai în diabet de la altul ca să nu mai mănânci dulciuri, știi? Așa, bun. Gândiți-vă că la mine era undeva la 7. Nu, 6 și 5, hai să zic așa. Dau, asta e doar metaforic vorbind, știi? Că nu știu exact alea, așa știi exacte. Și când am zis, bă, 6.5 ca și cum, știi, gen, v-am spus așa, știi, gen. Asta, bă, 6.5 la o cutie de toffee pe zi și la, ce să mai zic, cookie-uri și la toate alea, am zis, bă, frate, n-are cum, ești nebun la cap, adică mie mi se pare gen insane, adică nu se poate așa ceva, gen, că nu, mai rău de-a ta nu se poate, mai mult de-a ta nu poți să mănânc, ești de muncă, îmi vine rău. Și am zis, bă, asta este, știi, gen, și da, mănânc cam multe dulciuri. De asta, acum, de două zile, credeți-mă, știu cum sunt, m-am apucat de sală și gândiți-vă că de două zile vreau să spun că nu sunt eu. Adică sunt foarte nervos, sunt foarte asta, că nu mănânc dulciuri deloc. De-aia bag acum mandarina. Ce bună e. Bă, lăsând gluma la o parte, e bună. E dulce. Gândiți-vă când, să mai zic alt story time, știți că am avut problemele alea la rinic? Gândiți-vă când am avut problemele la rinic, omul mi-a spus să iau un NOSPA. Nu vreau să dau numele la clinică, Medicover. Mi-a zis să dau...
să-mi iau un nospa, știi cum a venit, că o să-mi treacă, știi, gen, am stat o săptămână pe nospa, un nospa, eu, 2 metri și 130 de kilograme, un nospa. M-am dus la următorul medic, la altă clinică privată, cu bani, bineînțeles. Mi-a zis că dacă aș lua 3 nospa pentru corpul meu, ar fi, gen, poate nu m-ar mai durea, gen, știi? Adică cam așa ar trebui să iau eu pastilele, gen, cam de 3 ori, gen, pentru că eu nu sunt un om normal. Un om normal ce înseamnă? 65, 78, 80 de kg, gen. Un om normal. Înțelegi? La 130 de kilograme, viața mea, păi să cât 2 după ceat. Înțelegi, gen? Și mai am și 2 metri, gen. Adică, pentru mine, e la fel cum zice, uite, Eddie, pe chat, un pahar de apă în ocean e un ospa pentru mine. Înțelegi, gen? Adică, cam asta e chestia, știi ce zic? Te pup, Roxana, mă bucur să aud asta. Uite, mi-a scris Roxana care a fost motivația mea pentru sală, știi, gen? Și nu vreau să vă arăt în mod direct că v-ați scârbi, nu de altă, dacă m-aș dezbrăca. Că am, și cred că mi-ar da YouTube-ul clipul jos, sau mă rog, live-ul jos, pentru că am țâțele mai mari decât o femeie. No offense, pentru femei. Dar ce, cred că eu port cupa aia de 40, nu știu, nu mă pricep la astea. În fine, cum mi-am găsit motivația, gen, știi? Bă, după ce am venit la munte, am mâncat forță oricum și la munte, în fine. Nu mai zic de dulciuri și toate cele. Bă, m-am dezbrăcat. M-am dezbrăcat și stăteam în fața oglinzii aici la mine, știi, gen. Bă, și când am început să mă uit la mine în oglindă, bă, frate, bă, dezbrăcat, știi, la pula gola, gen, efectiv, știi ce zic? Și m-am uitat la mine în oglindă, pe lângă că e, cred că pentru prima dată în vreo un an și un pic când mi-am văzut pula, fizic, gen, noroc cu oglinda, că, gen, de burtă n-am cum să mai văd pula, am văzut că am țâțe atât de mare încât mă excită chestia asta, știi, că am țâțele mari, gen, știi? Nu, glumesc. glumesc, dar mă duc mai serios. Nu, dar chiar am țâțele mari, gen, sunt scârbos în pula mea, sunt foarte gras în pula mea, gen, știi? Adică la mort, am o burtă, am niște șorduri, zici că sunt clepsit de bere, frate, mâncați-și pula, adică, înțelegi, gen, nu, e, bă, sunt scârbos, sunt urât, înțelegi? Am o burtă, zici că sunt pană, ești nebun, dacă mă pun pe burtă, zici că am pană. Bine, nu pană fizic. Vă spun și cu pană, că am ajuns și acolo, știi? Stai așa un pic. Hai să facem și noi 100 de like-uri, let's go. Și am zis, bă, frate, trebuie să fac ceva în privința asta. Și m-am urcat pe cântar. Și ce credeți că mi-a spus cântarul? Vă arăt. Cântarul meu a spus, urcați-vă pe rând. 131,3 kg mâncava aș pula voastră. Bă, 131 de kg, mă? 131 de kg, mă? Bă, frate, las-o, dracu, ești nebun la cap. 131 de kilograme, bă, dă-te în pula mea coaie, ești nebun la cap, că băi coaie. Bine, nu vreau să vă spun că scaunul ăsta pe care stau eu... Ui, ce burtă. Îl știi pe ăla cu bercea? Înțelegi? Scaunul ăsta pe care stau eu, zice că are greutate maximă de 110 kilograme. Eu am sunat la garanție, dar nu mi-au răspuns. Acum ce să fac? Cum ești mai prost? Asta este. N-am ce să fac. S-a dus dracu și scaunul, înțelegi? Adică el ține 110 kg, nu par deloc de 130 de kg. Nu par că sunt înalt, bro. Voi nu mă vedeți. Voi pe internet credeți că sunt scund. Dar am 2 metri, gen. Adică sunt destul de înalt, știi, gen. Dar oricum, mă mir că cântarul meu ține... M-am uitat pe spatele la cântar și am văzut că sunt 150 de kg. Când am văzut 130, de obicei la cântare la 130 de kg se opresc. Sau spun urcați-vă pe rând. Al meu am avut noroc cu ea. Dar asta este, gen... Da, destul de nasol, știi? Și am zis, bă, frate, m-am uitat la mine dezbrăcat, vorbesc la momentul mai serios acum, nu, chiar m-am dezbrăcat și m-am uitat în oglindă pur și simplu la mine, acum fără niciun fel de no joke sau ceva. Și m-am uitat la mine și am văzut că sunt scârbos, gen, știi? Adică, pe bune, nu mă simt bine în pielea mea, știi, gen. Și pe lângă că hainele care sunt pentru mine acum în momentul ăsta XXL, nu prea mai îmi vine, înțelegeți? Adică, eram ca gras înainte, XXL, dar acum sunt triple age, gen, sunt 3 de XXL, știi, gen. Și am zis că decât să mai iau haine care sunt 3 XL, mai bine slăbesc. Ce spuneți de asta, știi? Ce pula, am praf pe ăsta. Așa că am zis că este timpul pentru o schimbare. În primul rând, nu mi-am făcut părul. Din câte puteți observa, m-am spălat pe cap și asta a ieșit. Gen, știi? Și
am zis, bă, na, asta e situația, mă apuc de sală că nu se mai poate, știi, gen, și sper să mă țin. Ca idee, pentru că am mai văzut comentarii pe Instagram, gen, da, mă, te mai apucat de sală și te-ai lăsat. Bro, eu am niște probleme de sănătate, în primul rând, de fiecare dată când m-am lăsat de sală m-a durut spatele, pentru că am început să forțez destul de multe kilograme. Și eu nu am voie să ridic kilograme, știi? Adică am voie să fac jumbo și lucruri, vorba aia, eu mai știu ce sau așa, dar n-am voie să ridic de jos, să nu ridic greutăți, gen, știi? Și în principiu, oricum, pe mine m-a ajutat și dacă aș ține regim, știi? Dacă aș intra într-un deficit caloric, care este cel mai important lucru, de fapt și de drept, știi, gen? Că, na. Mi-am făcut o analiză care, uite, corpul meu, de exemplu, arde 2600 de calorii pe zi, înțelegi? Adică, și vă recomand să vă faceți și voi asta la un spital privat, oriunde, nu contează, merg la aproape toate spitalele private, aveți chestia asta, știi, gen, costă vreo 2 milioane jumate. Și vă faceți o chestie genul ăsta, analiză, cum se numește, mă, de asta, nu metabolică, nu știu cum Dumnezeu îi zice, în fine. Corpul meu, de exemplu, arde, dacă nu fac nimic și stau numai în pat, 2600 de calorii pe zi. Înțelegi ceea ce înseamnă că dacă mănânc 2500 de calorii pe zi, teoretic sunt în deficit caloric, teoretic aș slăbi. Plus că dacă mai fac și sport, uite, de exemplu, astăzi, uite, haide să vă arăt cât am făcut la sală, să intru aici în activity, sau cum se numește asta? Nu activity, cum se numește, mă? Wow, mamă, ce l-am spus am. Fitness, pardon, așa. Uite, spre exemplu, eu am ars astăzi 907 calorii. 907 calorii, 73 de minute de workout am făcut, 4 ore am stat în picioare, gen. Vezi, și 452 de calorii am făcut la tradițional, când am făcut antrenamentul. La indoor walk am mers o kilometru jumate și 370 de calorii încă o dată la strength training ăla, mă rog, în fine. Înțelegi? Deci, asta e o aplicație care se numește Fitness de la Apple, mă rog, care este conectată cu ceasul meu, tot Apple Watch, gen, știi, și dacă l-ai la mână, sunt destul de precise datele, adică sunt aproximează destul de bine. Se numește Sănătate pentru cine are ăsta în română. Și eu, spre exemplu, așa, adică, uite, de exemplu, având încă 1000 de calorii peste, cu 2600 de calorii, aș însemna că am vreo 3700, după cum gândesc, 3500, hai să zic, știi, de calorii. Având în vedere că am început să mănânc super low carb, să zic așa, știi, și mai multă proteină și să renunț de tot la dulciuri și să beau numai apă și toate cele, eu zic că o să slăbesc destul de repede, dar nu vreau să vă slăbesc forțat, știi gen? Adică nu am asta, dar sper că o să fie bine. Astăzi m-am dus cu pană la sală, ce credeți? M-am dus și l-am luat pe pană și am fost la sală astăzi împreună cu pană. Pe lângă că, băi, fratele meu, e fratele meu pană, mă. Bă, dar are o mireazmă. Mamă, mâncava și pula voastră, Doamne, ferească-mă Dumnezeu, băi, pană. Bă, când face băiatul tot la piept, mâncați și poate așa, îți vine un danf de la mă de mireazmă de primăvară. Ești fratele meu, te iubesc. Bă, dar miroși. Bă, și s-a spălat, adică noi, omul e spălat, e curat, nu mă înțelegeți greșit. Bă, dar vine, bă. Bă, zici că am mâncat la micul dejun șosete murdare, mâncați și gurata, luate de o săptămână, mâncați și date prin pește și în ulei de la de... Înțelegi? Mă rog. Așa. E fratele meu pană, dar să moară familia mea pană. Când am făcut lângă tine la spate și când eram acolo lângă tine... Și ai ridicat brațele alea, mâncați și poate și futurai din brațele alea așa și îți venea de la... Mamă, cum se numesc, mă, sconsul ăla de la sub braț, băi, frate, am crezut că e viu. Bă, am crezut că e viu, bă, mâncați-și plata, că bă, părul atât de la sub braț, am crezut că e viu pe lângă. Băi, frate, băi, miroși, bă, mâncați-și plata, știi, nu mă, da, glumesc. Glumesc, dar și exagerez, oricum, pană-i fratele meu, a venit și la sală. I-am zis lui pană, uite, de exemplu, am făcut ăla de triceps, știi, zic, apa, tu la triceps, ții o bară așa, mână, faci jos la triceps, cum am venit ca să faci la triceps, da? Pana al meu, i-am zis, bă, hai să luăm ușor, știi cum a venit prima săptămână de sală, ca să nu facem febră, să venim în fiecare zi, gen, să fim progresivi, gen, știi? Pana al meu, știu eu. Eu am mai făcut sală, mă, ce, cum e, pe mine mă înveți tu, mă, acolo, mă. Băi, cel puțin am slăbit de vreo 4-5 ore, adică eu știu ce am de făcut, gen, ca să slăbesc, gen, adică, totuși am avut rezultate, gen, știi? Așa, din mai multe antrenamente, unele am făcut corect, unele am făcut prost, în timp am învățat, gen, știi? Adică n-am nevoie de antrenor. Nu contest că eu fac antrenamentul wow, potrivit sau ceva pentru mine, dar eu știu că fac antrenamentul potrivit pentru mine, cel puțin, știi? Adică care dă rezultate pentru corpul meu. Pană, i-am zis, bă, hai să facem cu 7,5 pentru că să facem ușor controlat 15 repetări, știi, gen, ca să facem cât mai multe repetări cu greutate cât mai ușor, știi, gen, să facem acolo ce trebuie. Pană al meu, cu 10. Și am zis, bă, nu că ar fi o greutate prea mare, că pot să fac și eu cu 15, spre exemplu, sau cu 20, sau pula mea, gen, dar e vorba că
hai să facem multe repetări, gen, știi? Adică nu neapărat, adică și să nu ne omorăm din a doua zi, în cazul lui prima zi, pentru că eu am fost și ieri, el a venit astăzi cu mine, să ne omorăm din prima zi să facem acolo. Băiatul meu, să vezi cum făceam, că așa-și poate, așa-și timurau pană, când făceam exercițiile alea așa, nu i-am zis nimica, da? Să moară familia la pană, mâine ai zis că ai filmare, nu? Te pup pe fratele tău, de bea așa să-mi spui și să mă suni, să-mi spui cum e să stai cu camera în mână. Te pup. Să mă anunți. Dacă poți să ridici. Dacă poți, ești tare. Dacă poți și nu te plângi, gen ești tare. Dacă nu, aia e, un meci mai prost. Și după aia vă spun, după ce mai mănânc, stai să mănânc și o două de-astea. Și vă explic ce am făcut la munte. Story time la munte. Mamă, dați cu pișat. Bă, de bine, de rău, chiar sunt mâine astea, că sunt dulce. Mi s-a blocat chat-ul? Așa, gata. Bun. Pana levi de chat. Hai că sigur o să am febră. Eu zic o să ai. Vrei să le spun, Pana, cum ai făcut tu la abdomene? Te pupă, Alexandru. Da, bun. Acum să vă explic. Bă, îmi stă rău părul, nu? Chiar îmi stă rău părul. N-am ce să-i fac. M-am spat pe cap și așa a rămas. În fine. Să vă spun ce am făcut la munte. Am fost și noi în weekend la munte. Am zis, bă, hai să mergem și noi cu femeile. Am vorbit cu Vărul CBR. Cu Pana n-am vorbit, dar s-a auto-invitat și a venit și el. Acum ce să-i fac, că îți dai seama, nu puteam să zic că nu. Glumesc, m-am vorbit și cu el, e fratele meu oricum Pan. I-am sunat pe toți, mi-am sunat și pe toți tovarăși, adică și pe Onel, și pe Cava, dar știți, pe Cava, cu e cu sicriu, pe sicriu. Nu a venit niciunul, a venit decât Pana, știi, gen, n-am văzut să iau pe Pana, a zis că l-a combinat CBR, l-a ars CBR de bani la benzină, că mașina lui CBR consumă 400 la sută, am zis, bă, aia, l-a combinat, l-a luat pe asta, la mine mergea pe gratis Pana, dacă n-a vrut el, asta e, lasă-i dea bani lui CBR. În fine, ce credeți că am făcut? Am mers la munte, eu cu Pana, cu CBR și cu femeile noastre, da? Fiecare cu femeia lui. Eu cu Pană și CBR cu gagică sa. Glumesc. Eu cu Alexandra, CBR cu gagică sa și Pană cu a lui nevastă. Și am mers noi la munte. Ne-am cazat la Belvedere Brașov. Inițial am zis că mergem, le-am zis, bă, nu pot să mă ocup eu, că am avut puțină treabă. Nu pot să mă ocup eu de booking. Faceți voi cum a venit booking-ul și să venim acolo, știi, gen. Pentru că am ajuns acolo la Belvedere Brașov și pentru cine știe și este din Brașov sau nu neapărat pentru cine cunoaște acolo, e cam printre cele mai frumoase hoteluri din punctul meu de vedere, care sunt, na, și cu curățenie foarte mișto. Nu spun asta pentru că am fost sponsorizat sau ceva de genul ăsta, pentru că am plătit oricum 100 de euro camera pe noapte. Belvedere, dacă vedeți asta, 10% reducere, în fine. Și am plătit... am fost în corpul ăla care e primul corp Belvedere, nu în ăla unde este și ballroom-ul, să zic așa, știi? Când am ajuns acolo și am văzut, păi nu, că acolo sunteți cazați cum a venit. Atunci mi-am dat seama că am zis, bă, camerele erau mai frumoase, bine, și că astea, camerele astea au fost destul de mari. Ne-am făcut noi scriptul de la, ați văzut că eu am promovat casinoul ăsta online, Mr. Beat se numește, știi, gen, și a trebuit să-i fac livrabilele celor de la Mr. Beat, știi, și scriptul cumva, nu știu, eu... În general, prefer să fac, când fac o reclamă, să-mi dau un feedback natural, știi, gen, adică, bă, dacă fac eu o reclamă, lasă-mă să o fac cum vreau eu, gen, știi, pentru că eu îmi cunosc foarte bine publicul și eu știu ce ar prinde mai bine la public, ca să ai mai multe accese, mai multe vânzări, mai multe etc., înțelegi? Și scriptul e ceva de genul ăsta, știi, gen, oh, ce faci, Alexandru? Ia, uite, eram în pat, ia, ce faci? Oh, eram pe Mr. Beat, hai să vă explic despre ce e zâmba, știi? Mie mi se pare amuzant totodată, știi, eu le fac după script, adică dacă așa cere clientul, știi cum e, clientul nostru, stăpânul nostru, știi ce zic, adică niciun fel de problemă. Am făcut story-urile astea, cu toate că m-am certat și cu unii pe Instagram, că mi-au zis că, doamne, că promovez cazinourile online și toate cele, bun. Și aici aveam să intervin și să vă spun și voi despre ce este vorba și să-mi spuneți și voi părerea voastră sinceră despre lucrul ăsta, dar după ce mă lăsați să termin, vă rog frumos, din suflet, da? Bun.
Care este treaba cu, cu acest casino online și cu, cu chestia asta? De ce am promovat lucrul ăsta? Bineînțeles, pentru bani. Nu e ca și cum promovam pentru, nu știu, cartofi sau alte, ce, alte cele. Pentru că dacă asta să mă uit în gura haterilor, mie haterii nu-mi dau de mâncare. Adică la care îmi spune, ha, ha, morții tăi, ai ajuns să promovezi casinourile online. În fine, știi, gen. Că te urmăiesc și copii. Am întâlnit și comentariul ăsta că te urmăiesc și copii. Statistic vorbind, și chiar vă arăt, o secundă vă arăt. Stai așa un pic, că nu, că vreau să vorbesc după statistice, adică nu să vorbim după altele. O secundă, vă rog. Account engagement. Așa. Nu este aici, este la account reach, cred că. Așa, top live. Nu e mai aici. Total followers. Așa. Uite, pe mine mă urmăresc pe Instagram cel puțin. Se vede? Cam 15% sunt cu vârste între 13 și 17 ani. Gen. 15% mi se pare un procent destul de mic. Acum că Gică din deal și-a pus contul de Instagram la 48 de ani, de aici nu mai mă privește pe mine, este problema părinților din punctul meu de vedere, pentru că nu îți decide eu cum a venit ce faci tu pe telefonul tău, știi, gen, sau că ții tu sau că ai tu o altă vârstă, înțelegi? Statistic vorbim, mie am vârsta de 15, adică 15% din Instagram-ul meu au vârste cuprinse între 13 și 17 ani, că mai jos nu este, știi ce zic. Adică, na, bun, eu sunt total de acord că vârsta, adică că statistica asta nu este cumva reală sau, cum să vă spun, neapărat precisă, să zic așa, știi ce zic? Dar, v-am spus, de aici nu mai este problema mea. Aici, cred că, adică, cel puțin ar trebui să fie problema părinților, pentru că nu zici eu ce faci tu pe telefonul tău. Bun, hai să încheiem subiectul, dar, ok. Caita casino online. De ce am ales să fac promovarea asta? Tu, ca să-ți faci un cont pe casino online, în primul rând trebuie să ai 18 ani, adică trebuie un buletin. Și este un card, automat, înțelegi? Dacă n-ai un buletin și un card, nu ai cum să-ți faci oricum cont. Adică, indiferent că te urmăresc și 50% și 100% din ei să fie copii, oricum n-aș putea să-și facă cont pe site-ul respectiv. Din cum privesc eu lucrurile, în perspectiva mea cel puțin, știi ce zic? Și pe lângă asta, ca să-ți poți să-ți retragi banii după site-ul ăsta sau să te joci exact, nu mai știu minte exact cum este, trebuie să dai și o dovadă cum a venit de la o factură pe care tu o deții sau, nu știu, de la o chestie de la casă sau whatever, gen, ceea ce la fel nu cred că ai putea să faci jos de o chestie de genul ăsta. Acum, intervine și chestia aia. Păi da, mă, dacă îi fură lumea ăsta cardul și buletinul, gen. Stai, mă, frate meu, ești de mult. Păi dacă tu ai un copil de ăsta atât de pârnaie încât să îți fure cardul, buletinul și facturile de la casă, scuze-mă, ești nebun la cap, aici cu ce mai sunt eu de vină, știi, gen, toată chestia asta, pentru că deja este un subiect care pur și simplu mă depășește cu totul pe mine, știi, înțeleg? Adică eu fac o promovare la o chestie și spun și acele, adică nu fac o chestie forțată. Intrați acum, băgați-vă casele la aparate, haide, înțelegi? Adică mi se pare prost să faci așa ceva, gen, știi? Că am mai văzut și alte influenceri care au făcut lucrul ăsta, dar n-am nimic în... Bine, am ceva împotriva acestor lucruri, pentru că mi se pare că e ceva greșit. Adică nu poți să le spui la oameni, bă, vindeți-vă din casă și băgați-le la aparate, că mi se pare prost, gen. Eu spun că acele story-uri stau state doar pentru cei care au 18 ani, adică dacă ai fi auzit asta, na, ieși, dacă vrei, dacă nu, nu. Știi, gen, și toate cele. Deci, acum, dacă oamenii trec peste chestiile astea, adică eu cu ce sunt de vină, știi, în toată chestia asta? Și acum vreau să-mi spuneți părerea voastră sinceră. Este bine ceea ce am făcut eu, nu este bine ce am făcut eu și de ce? Dacă puteți să-mi argumentați și nu spui o pudaia, știi, gen, a, da, ești de căcat. Dacă mi-ai dat un comentariu de asta, n-am ce să discut cu tine, știi ce zic? Și vreau să discutăm un pic despre subiectul ăsta, dacă se poate, vă rog frumos. Dar cu un argument, cu subiect și predicat, dacă se poate. Vă rog frumos, ca să puteți să așa, ca să știu și eu, poate am greșit eu. Înțelegi, gen, știi? Și asta este. Hai să vedem. E greu să-ți detași pe un site de gambling, pe lângă factură își cer și confirmare cu poză. Pe lângă asta, ok, am uitat să menționez asta, Edi, că cere și poză cum a venit cu tine, știi gen. Este doar promovare ca oricare altă, eu așa o privesc. Ok. Eu sunt de acord cu tine, mi se pare că e plăcut la mine. Bă, să știți că nu vă dau bani sau ceva dacă voi vă spuneți părerea sinceră aici. Adică nu e niciun fel de problemă, noi discutăm. Poate am greșit eu. Înțelegi? Poate chiar am greșit eu și am făcut ceva neregulă, știi, gen. Nu știu, eu așa m-am gândit. Mie oamenii care îmi spun, ești un om de căcat,
Mie nu-mi dau oia bani de mâncare, înțelegi? Însă oamenii care am făcut promovarea asta, îți dai seama că am făcut o chestie asta pentru bani. Că nu sunt ipocrit să zic, mamă, uite ce am făcut, înțelegi, și n-am făcut-o pentru... Am făcut-o pentru voi. Știi? Bani pe care sunt să-i fac nou studio. Adică pentru mine asta este important. Am zis că nu mai datez niciun fel de oportunitate să mai fac bani. Pentru că prea mult am ratat oportunități și în trecut. Bine, nu asta cu să promovez, mă rog, alte chestii. Înțelegi, prea multe oportunități am ratat și nu mai vreau să mai ratez. Pentru că nu mi se pare ok, gen, știi? Adică dacă stau să mă uit în gura oamenilor ce spun și ce așa, n-ajung nicăieri, gen, știi? Hai să mai citim aici niște comentarii. Tu promovezi fix ce vrei, când vrei și cum vrei. Nu e vina dacă unii părinți comentează și spun că voi sunteți de vină. Când, de fapt, problema este în curtea lor. Eu spun că e ceva și faci ce vrei. Da și nu. Unul de pe TikTok a făcut un clip în care zicea că tu nu promovai astea și eu am lăsat un comment și am răspuns că căuta atenție. Știu, i-am răspuns. Dacă copilului... Te pupix, crețu. Dacă copilul îți ia cardul, buletinul, telefonul să-și facă cont pe numele tău, înseamnă că trebuie să renunți la mai fi părinte, sincer. Pe lângă chestia asta, asta tocmai, e tocmai ceea ce am susținut mai adineauri, știi, genul. Adică e excesul super mare de toate în toată chestia asta. Gândește-te cum... Păi, stai mă, frate, tu ce autoritate mai ai ca părinte dacă tu... Adică, bă, frate, nu știu, eu nu m-am furat de la mama, de exemplu, nici 5 lei niciodată, mă. Adică dacă am avut ceva să mă duc să-i fac, îi ziceam. Ar fi stupid să te duci la măta să-i zici, auzi, poți să fac și mie, poți să faci mie un cont pe un cazin nou online? Gen, că probabil răspunsul ar fi cu siguranță 99% nu, gen, știi? Pentru că eu nu spun, dar eu nu sunt jucător, ca să mă înțelegeți, adică eu nu sunt jucător de game. Eu promovez chestia asta, dar eu nu sunt jucător, adică eu să mă joc ca să-mi pierd nopțile sau banii sau whatever pasă, adică nu-mi place să fac chestia asta, știi? Adică nici n-am încercat, adică ce să vă spun. Am fost la casino o dată în viața mea la 18 ani și când am fost acum pe croazieră, gen, și m-am jucat poker. Mie îmi place să mă joc poker, gen, dar nu-mi place să mă joc altceva, știi? Pe poker poate m-am jucat, gen. Dar nu-mi place să mă joc altceva, gen, știi, sau să dau dale, sau șeptar, sau fructe, sau pula mea, gen, știi, adică whatever. Dacă am un script să fac pentru așa ceva, ok, dar nu că mă joc, că sunt eu mare gambler, știi, gen. Dar, acum fiecare privește cum vrea lucrurile, știi, gen, că până la urma urmei, știi? Hai să mai citim niște comentarii. Dacă nu te spui, poți să zici ce produs ai luat de pe timpul tău în care făceai sală? Momentan nu iau niciun produs. 100% de acord cu tine, din moment ce spui că stoi de tare, mi-o să-mi pus 18 ani, este foarte ok. Bă, asta mi s-a părut și de bun simț pentru oamenii care mă urmăresc, să spun măcar chestia asta de gest, înțelegi? Bă, storiile sunt adresate pentru oamenii care au 18 ani, gen, știi? Adică, bă, e o chestie gen de minim respect, înțelegi? Eu am făcut lucrul ăsta din respect pentru abonați, din respect pentru oamenii care mă urmăresc. Puteam să zic, bă, băgați-vă repede banii aici că o să câștigați miliarde, știi ce zic? Adică, depinde cum vei să faci promovarea aia, știi, gen? Eu consider că așa a fost cel mai ok, cum am făcut-o eu, gen. Acum poate greșesc și eu, nu zic că nu greșesc, știi? Din punctul meu de vedere nu ai greșit cu nimic pentru că e un venit care ți intră în casă și normal că vrem să facem bani ca să putem să trăim. Nu e normal ca un copil să-ți fie cardul părintului. Normal, bineînțeles. Te pup, dar de bine. Nimeni nu va obliga să vă jucați la aparate. Dacă vreți să sunați pe colo și să intrați-vă să vă faceți cont, dacă aveți 18 ani până, jucați-vă la rotile alea gratis. Dacă scoateți ceva bine, dacă nu, la fel. Da, sunt niște rotile gratuite care poți să le iei acolo, știi, gen? Adică sunt anumite bonusuri pe care eu le prezint totodată, știi ce zic? Zice, chiar e ok ce ai făcut pentru că, în opinia mea, nu ai treabă cu copiii altora care fură cardul, buletinul părinților, plus că e o chestie făcută pentru bani. Și nu exagerez cu detalii. Băi, eu, din punctul meu de vedere, eu cred că am făcut o reclamă nu forțată, gen, știi? Adică n-am făcut ceva forțat, știi, gen, o reclamă să fac, nu știu ce gen, știi? La fel cum am spus, băi, intrați și băgați-vă acolo banii, știi, gen? Adică, dacă greșesc sau, nu știu, pe bune, eu chiar vreau să văd comentariile dacă credeți că am greșit cu ceva, vă rog frumos să-mi spuneți pentru că feedback-ul vostru e cel mai important. Asta-i seama, dacă pe voi vă deranjează și văd 10 din 10 comentarii că sunt deranjați oamenii de lucrul ăsta, cu siguranță nu o să mai fac chestia asta, știi, că nu sunt idiot în pula mea, adică eu am un respect față de oamenii care mă urmăresc. Și am primit mesajele de la oamenii ăștia, bă, frate, că nu te gândești că ar trebui să și copii sau că te urmăresc și copii, și le-am răspuns la unii dintre ei care nu m-au înjurat, că dacă deja încep cu aia morții, mă, timpul ăla mea promovez cazinourile, n-am ce să discut cu tine, ci că atâta ești, ești limitat, gen, știi? Dacă aveam o discuție și ai un comentariu constructiv, cu siguranță te ascult și putem să discutăm sau să spun și eu punctul meu de vedere cel puțin, știi? Așa. Că uite, de exemplu, oamenii m-au contactat și mi-au spus dacă de ce nu fac, de exemplu, și live-uri pe YouTube, știi, gen. Mi-a venit cu propunerea asta și am zis, bă, frate, nu știu,
nu știu dacă oamenii avea să vadă chestia asta la mine. Eu nici nu știu să mă joc în primul rând, știi, gen. Vă rog, ce bere mai știe să mai se joace, aș putea să mă joc cu el, să zic așa. Dar eu nu știu să mă joc la cazinoul ăsta online, pentru că nu m-am jucat niciodată și nu m-am jucat nici online, nici offline. Deci n-aș ști să mă joc oricum, știi, și am zis, bă, decât să promovez ceva și eu oricum să nu știu ce să fac. Și mi se pare că e și pe live, așa, știi, poate ar fi amuzant. Dar nu știu, e o chestie, e așa o barieră care n-am vrut să fac asta, știi, din... Nu știu, știi, gen, mi s-a părut așa puțin ciudat. Acum, nu știu, spuneți voi dacă e ok, dacă nu e ok, bineînțeles, cu live-ul setat plus 18 ani, adică, clar. Așa. Atâta timp cât există aceste cazinouri, înseamnă că sunt în regulă. Dacă nu erau, nu mai funcționau. Și dacă tu faci reclamă și dacă nu, ele tot la fel funcționează. Și asta e adevărat. Un bun punct de vedere mai e. Dar tu gândești așa pentru că tu ești o femeie cerebrală, știi, gen. Adică o femeie cu mintea care e peste medie, știi? Spânul, vorbeam despre promovarea mea cu cazinourile online. Înțelegi? Și mi-a spus punctul de vedere. Mănânc niște banane cu portocale. Așa. Bun, am terminat și eu. Îmi cer scuze pentru asta cu masa. Asta timp când nu instigi oamenii să băgați bani acolo cum fac alții, este chiar ok. Fiecare face ceva cu banii lui, iar tu nu ești vinovat că intră la și-și bagă banii pe care nu iau. Părerea mea că jocurile nu sunt ok, dar înțelegem că ai făcut-o pentru bani. Toți avem nevoie de bani. Bă, bro, eu am susținut chestia asta, eu nu sunt un jucător. Eu n-am susținut că asta este în regulă să faci lucrul ăsta. Deci nu mă înțelegi greșit. Adică eu n-am spus, bă, duceți-vă și băgați-vă banii la aparate, că o să vă câștigați să... ajungeți să vă luați case sau vile sau chestii de genul ăsta. Pentru că aș fi ipocrit dacă aș spune așa ceva, atât timp cât eu nu mă joc. Înțelegi? Dacă eu am promovat lucrul ăsta, nu înseamnă că eu sunt un jucător, știi, gen. Adică, nu știu, știi? O dăm pe Hellcase? Da, nu știu dacă o să fac, frate, live cu asta cu... Nu știu, uite, fac un pull. Ce părere aveți de live-ul plus 18? Da, ar fi canterică. Uite, v-am făcut un pull pentru chat, știi, gen, adică să-mi spuneți părerea sinceră, votați. Poate, uite, unii dintre voi nu vă spuneți părerea pentru că poate credeți că o să vă luați bani pe chat sau ceva de ăsta, deși nu există lucrul ăsta la noi. Adică dacă vă spuneți părerea sincer, ar fi ce mai ok ca să știu și eu ce am de făcut, știi, gen, pe viitor. Deci dacă vreți să votați să faci asta, eu pot să fac asta, știu, o dată de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori, de 50 de ori, haide. Înțelegi? Acum, na, voi să spuneți. Pardon. Așa, bun. Chestia este că ce ai făcut, treaba a fost plătit să faci o promovare, plus că nu ai obligat pe nimeni să intre și nu e vedea că unii sunt copii terminați pe viață. Bă, nu e, bă, nu e, nu trebuie să jignim aici, mă, spânule, să știi, pentru asta, că nu, eu n-am jignit pe nimeni, gen, știi? Na. Dar chiar, de ce mă pune să-mi confirm vârsta la anumite videoclipuri, adică nu mă poate să-mi pun buletinul și nu vreau asta? Păi, bro, tocmai despre asta e vorba, știi, gen, că dacă sunt anumite lucruri care sunt plus sub 18 ani, clar că trebuie să-ți confirm vârsta aia, știi? Lucrul ăsta ți-l confirm prin datele tale personale, știi, gen. Dacă ești de acord sau nu, e fix alegerea ta, știi ce zic? Ai văzut că soția lui exulată este gravidă? Nu. Felicitări, mă bucur pentru ei. Cum ești acolo, bine sănătos? Da. Hai, dăm drumul la Hellcase chat. Cam văd că am făcut 600 like-uri, să dăm și noi drumul la Hellcase-ul ăla. Forță, ia să vedem aici. Dacă avem ceea ce trebuie. Beton. Hai să vedem. Ia aici chat. Da, hai să dăm drumul la like-uri alea, forță. Și să vă explic despre ce este vorba. Hai să vedem. 1900 de coco avem astăzi. Bun, forță. Și nu uitați, dacă și voi veți să folosiți cum a venit promocodul meu, promocodul fiind colo,
Aveți aici promocodul ăsta, stai așa un pic să-mi bag și ăsta aici, că pare că mi-a târnă cablul ăsta și nu prea îmi place. Așa, promocodul COLO îl folosiți aici când vă logați cu Steam-ul, site-ul este complet legit, n-aș promova niciodată oricum, adică nu știu ce... Mai m-am întrebat unii dacă e site-ul legit sau nu este legit, știi, și na, țin să menționez lucrurile astea. N-aș promova niciodată un serviciu care ar fi fake sau să vă ia vouă bani sau chestii genul ăsta, pentru că... La fel, cum spuneam și mai din nou, știi, gen, e ca și cum v-aș respecta eu pe voi și mi-aș bate joc de voi și fără voi oricum nu aș fi nimic, gen, adică, știi ce vreau să spun. Așa că, hai să vedem, să folosiți și voi și promocodul acolo, primul link din descriere și totodată să știți că am și un giveaway pentru voi. Dacă, uite, intrați pe linkul acesta, avem un giveaway de $400 pentru voi dacă băgați promocodul acolo. Numai că cei de la Hailcase au o regulă. Regula lui este să folosiți... refill your balance cu $5. Adică tu practic trebuie să adaugi $5 în balanța ta cu aceste metode de plată. Asta doar dacă vreți să cum să zic, să participați la giveaway, puteți să o faceți. Dacă nu, este perfect în regulă, nu este niciun fel de problemă. Aici este metoda de plată, puteți să adaugați $5. Aia $5 nu este ca o și taxă ca să participi la giveaway, doar trebuie să-ți dai refill la balanța ta, știi, cu genul. Adică să adaugi $5 din balanța ta. Știi, cu aia $5, tu poți să deschizi o altă cutie pe site. Uite, de exemplu, o deschizi pe asta, știi, un nou diving. Și uite ce poate să-ți pice, genul. Hai să facem și noi 700 de like-uri, chat. Dacă poți să-mi le comanzi pe un laptop cu buget maxim de 5.000 de lei, ne uităm după aia, bro, bine? După ce terminăm aici, uite, mi-a picat un skin de $2. Știi, și cu aia la alții, cu restul de bani, te înscrii în continuare. Hai să vedem. Ce deschide și noi astăzi, chat? Dăm și noi un diamond, forță. Unde este diamondul ăla, forță? Stai așa un pic să vedem aici. Bun, ia să vedem aici. Unde e, mă, diamondul? Așa, că nu mai vedem. Este și cu paysafe? Da, e și cu paysafe, bro. Hai să vedem. Un fuel injector ne-a picat. Bă, depinde de exterior, depinde de exterior. Dacă exteriorul bun, 145 este minimalul el. Este ok, o să mai deschid încă una. Hai să vedem. Dacă avem noroc astăzi. Un hot rod sau un pin stream? Mamă, m-a spart digger-ul ăsta. Mai știți cu digger-ul ăsta că data trecută când mi-a picat digger-ul ăsta, că am zis că nu mai vreau să mai împice și când mi-a picat digger-ul ăsta, l-am băgat la upgrade și mi-a picat ori 10. Mamă, cum era un dragonul. Cum era dragonul să vină aici pe chat? Era forță aici, nebun. Hai să mai dăm câteva. Hai să facem și tu 700 de like-uri, chat. Hai, mă, cu serpentul ăsta, mă. Cu o fată, data asta scoate și tu ceva de pe Hellgaze pentru tine. Bro, am scos, uite, data trecută am scos. Îți arăt. Uite, data trecută am scos un cuțit, un flip, bro. Și poate să-ți confirm toată lumea, bă, chat, uite, am scos flipul ăsta. E 420 de euro. Adică destul de mult. Nu știu, poate mai scoate și astăzi, vedem. Dacă ne pică și nouă ceva bine. Welcome back, Desert Eagle. Mamă, night-ul ăsta era forț. 342, bine! Hai, chat, dă-și de acolo niște energie, niște voie bună. Mamă, ce m-am mânecat. M-am mânecat cu aer. M-am înnegrit la față, nu? Gata, sunt în regulă, mă scuzați. Bun. Hai să dăm și noi chat aici. Așa, bun. Stați așa un pic să vedem. Gata? Dați și voi acolo niște inimioare. Haideți pe live sau scrieți și voi acolo ceva. Haideți pe live. Stai așa un pic să întorcem camera. Băi, fraților, facem live stream aici pe Hellcase și la cutia noastră diamond preferată ne-a picat aici o baionetă. Oh, Ludic, mi s-a întors camera. Stai așa un pic, hai că mi s-a întors camera pe față, nu știu, am dat zoom și mi s-a întors camera. What the fuck, Instagram? Băi, băieți, suntem aici la pe Hellcase și avem aici o cutia noastră diamond preferată și ne-a picat aici un case hardened baionetă de $342. Vă așteptăm aici pe live stream, inimioarele, inimioare, haideți și voi aici pe live stream. Let's go! Așa, bun. Stai să anunț eu aici că suntem live. O secundă. Așa. Bun. Live. Live pe Hellcase. Așa. Bun. Haideți pe live, bă! Ne bagi nou un CSGO? Da, bro, da. Băgăm și un CSGO după aia, dar stai așa un pic să-l luăm pe rând.
give away $400. Așa, trebuie să dau și un tag la Helicase oficial. Bun, gata. Ce mai deschidem chat? Deschidem și noi ceva mai serios? Sau hai să deschidem și noi ceva mai lejer, mă, pentru toată lumea. Am o să deschidem și noi niște cutii de-astea, mă, care poate să le deschidă toată lumea, frate, până la oameni. Uite, deschid 3 Black Case, cred că se numește, BLKK. Hai să vedem. Dai ceva de la Achilles, dacă facem 1500 de like-uri, poate dăm ceva, știi, gen. Momentan suntem puțin tăi pe live. Nu prea am meritat. Nu ne plac skin-urile de aici, hai să deschidem și 3 de-astea. De la cutia Covered. Bă, cutia Covered este o cutie foarte bună. Mamă, pe 90 ăsta era foarte dacă ne pica. Dar nu prea ne-a picat. Așa, $3, $5 și 1,92. N-a vrut el, dacă n-a vrut, n-a vrut. Hai să vedem. O să deschid cutia Collector. Dăm niște upgrade-uri. Facem niște upgrade-uri alea forță. Facem. Se numește, tema de la Google Chrome, se numește Chrome, nu știu cum, bro. Nu știu exact să spun. $40 și noi am dat 58. Nu prea e bine. Mamă, cutia Onitanji costă 92, hai că deschidem una. Mai pe seara se adună băieții. Bă, seara am văzut că face foarte multă lume live și am zis să fac și eu un live la ora 4:30, să văd cum e. Știi ce zic? Nu prea era nimeni live acum și am zis, bă, hai să fac și eu un live. $70, nu prea ne place cutia asta. Poți să deschizi cutii de 2 euro, că am 10 euro și vreau să deschizi cutii. Ok. Dar promis tu că folosești promo codul acolo, mi-a picat $30. N-a fost să fie, uite. Cutia asta, Firecracker. Deschid cutii de 10 euro, ai zis, nu? 10 euro, uite, deschid 5 cutii de asta, să vedem ce ne pică. Hai să vedem. Dar ți-am spus, nu uita să folosești promo codul Colo, bro. Eu mă uit, dacă bagi live cu păcănele, numai să nu restricționezi live-ul la plus 18. Este obligatoriu de la YouTube, din regulile YouTube-ului, bro. N-ai cum să nu restricționezi și dacă vrei și dacă nu vrei. Ai văzut ce ne-a picat, bro. La itemele astea. Sper că ți-am fost de folos că am deschis așa. Hai să deschid și eu una asta, Fucan Long, și o de asta, să vedem dacă merge. Deschid un Fucan Long. Hai să vedem. L-ai folosit? Foarte bine. Cine a folosit promo codul Colo? Respectul la mare pentru voi. Moto Gloves Turtle 207. Mamă, ce ghel ești, mă. Ce ghel. Hai să deschidem și rubișerii. Vedem dacă ne pică ceva forță. Un M9 autotronic. Vezi că e foarte bun skin-ul. Hai, ce exterior. Mamă, forță, chat. Minimal lui Erich de mon 755. Let's go. Mamă. Hai să faceți 700 de like-uri, mă, băieți. Și mai dați și voi acolo un spam puternic pe chat. Ce vreți voi acolo cu inimioare, cu ce vreți voi, că o să mai fac un live. Bine? Hai să vedem. Al doilea drop pe seara aceasta, ia uite, Ruby Sherry. Avem aici, au avut frumos, $755. Dacă intrați repede pe live și al doilea link din descriere acolo, aveți un giveaway de $400, da? Haideți repede pe live stream. Vă pup, vă așteptăm. Așa. Haide pe live, bă! Vă pup și mulțumesc frumos. Giveaway de $400. Așa. Așa. Bun. Hai să vedem ce mai deschide. Am $80. Să facem și noi niște upgrade-uri. Ia să vedem dacă puteți face și noi niște upgrade-uri. Nu uitați să folosiți aici promo codul Colo, da? Neapărat. Deci după ce vă logați pe site aici, în dreapta de tot sus, băgați și voi aici promo codul Colo. Aveți 70 de cenți gratuit din partea mea. Nu trebuie să adăugați bani pe site, doar dacă vreți să faceți chestia asta, aveți 70 de cenți gratuit din partea mea. Și pe lângă chestia asta, gândiți-vă că mai aveți, spre exemplu, 10% reducere cum a venit, adică dacă voi băgați, nu știu, stai că mi s-a blocat creierul, am avut așa un blocaj de ăsta, cred că nu știu ce vreau să spun. 10% din reducere sau 15% dacă adăugați pentru prima dată, gen, știi? Din partea mea. Deci dacă adaugi $20, ai $2 din partea mea. Leu cu leu ții BMW, știi cum e. Așa că hai să vedem ce facem și noi aici, upgrade. Hai să facem și noi un upgrade 10 ori. Să vedem dacă merge. Un upgrade 10X. Ia vezi chat!
Joacă așa, cu $13. 131. Respect sau? Mamă, cum așa, mă? Cum așa, mă, chat? Faceți un 700 de like-uri, let's go! Te pun, mă, Cipi. Na, bulan, ești nebun la cap. Ce să mai zic, mă, fra? Respect sau? Respect. Ai. Hai să vedem aici, așa. Bun, 7 și 64. Hai să vedem aici cu ăsta. Să mai dăm încă unul, dar nu știu dacă mai, dacă mai pică încă unul, că e cam greuț. Hai să mai încercăm una pe stânga de la aceasta. Dacă era pe dreapta, fii atent că pica, mă, ești nebun la cap. Mamă, era casă. Era casă dacă pica, dar... Da, mă, că a intrat-o, mă, Cipi, de-aia. Uite, hai să dăm una ori 5. Că avem 17% șansă de câștig. A, tot pe dreapta trebuia, mă. Mamă, cred că dau una pe dreapta frumos. Dau una pe dreapta frumos, că nu se mai poate. Hai să vedem. Să vedem dacă mergi. Acum e pe stânga. Oh my god. Bine. Nici tu nu vrei, mă. Nu vreți voi, dacă nu vreți. Hai să vedem. Stai să luăm ceva mai aspectuos. Uite ăsta. Cum a venit? Că e splashy așa. Hai. Aproape. No, nu mai avem șansă. Ne-a dat norocul ăla, dar cât ai noroc, mă, frate, mă. Hai să băgăm ceva mai lejer. Hai să băgăm ceva mai lejer. Ori 2. Ori 2. Hai că la ori 2 merge. Da, tata, da. Frumos, elegant, cât de cât. $66 de la 33. Ori 2. Așa, bun. Hai să vedem ăsta, ori 2. Mai îl băgăm o dată și scoatem un cuțit. Ia să vedem dacă merge. Nu prea merge. Nu prea merge, chat. Să mai băgăm unul și să vedem. Poate nu ne-a plăcut cuțitul ăla. Poate băgăm aici un alt cuțit pe partea stângă de data aceasta. Perfect. Te pup, Garpic. Mulțumesc foarte frumos pentru subscribe. Respect. Așa, bun. Deci avem în total, ia să vedem aici, avem în total 1600, 1829. Apoi cu cât am început? Deci suntem la fel de unde am început. Bun, nu ne place acest aspect. Deci vrem să creștem mai mult. Punem pe data, pe data aceasta. Hai să vedem. Nu prea e bine. Mamă, pe 90. Vezi că e forță asta. Ia aici și voi chat, pe dreapta sau pe stânga? Ai cam dat linul pe jos, hă? Da. Hai să vedem. Am câștigat un skin de 2 luni și tot zice că nu l-au pe stoc. Păi bro, dacă nu l-ai pe stoc, poți să-l schimbi. Adică dacă un skin nu este pe stoc, poți să-l schimbi. Nu e niciun fel de problemă. Ce poți face cu coin și din stânga de la balanță? Deci coin și ăștia pe care tu deschizi, de exemplu, la upgrade. Uite, de exemplu, am 53.000 de coin, știi? Dacă apeși aici pe coin și respectiv, uite, de exemplu, poți să deschid o cutie de 21 de mii de coin-uri de astea cum a venit. Uite, dacă deschid, nu cred că nu mi-apare. Cred că pot să deschid decât una. Hai să vedem. Adică deschid cutie pe gratis, nu mai dau bani, știi, pentru că dau coin-urile astea. Adică hate sau la chestia asta, dacă îți pierzi banii făcând upgrade, măcar să mai îți dai niște bani. Uite, de exemplu, am luat $22, care e gratis, gen, știi ce zic? Uite, și mai deschid, știi? Adică, practic, am luat $50 pe coin-urile astea pe care le-am avut aici. Înțelegi, frate tău? $650, bag și-o ori 5, dacă pică, pică, dacă nu, respect endam. Ia, vezi? Joacă așa, chat. Vezi, cu $50, 269. Din nimic, înțelegi? Adică bine, din nimic. Din chestia că am pierdut și cu pierderea care am făcut-o, uite că mi-a și dat. Înțelegi? Adică, aia e. Ia să ne stau acolo, dar idee dacă băieții de la Chiesa să mai facă atestători pentru persoanele cu o mână. De exemplu, prietena mea nu are o mână și este foarte greu să joace pe unele jocuri fără mână. Mersi, Colo. Te pup, Matt. Păi și... Nu, e un mesaj puțin mai trist, așa să zic. Îmi pare rău pentru sora ta, să zic așa, dar na, viața merge înainte. Cu orice dificultate ai avea, oricum viața merge înainte prin chestia asta. Na, până la urmă, oamenii nu poți să te oprești aici, știi, gen? Na, viața te pune în anumite dificultăți. Dar nu știu.
Nu știu. Dacă poți, poți să intri pe cei de la Chiris pe Instagram, pe pagina lor personală de Instagram. Chiris răspund acolo la pietra ta. Am căzut că sora ta, nu știu de ce am citit asta. Poți să intri pe acolo și na, nu știu cum există tastaturile pentru așa ceva, știi, gen, nu știu. Exact să spun, știi? M-ai luat prin surprindere, nu... Și îmi pare rău pentru situație. Nu, e... Știi? Asta este. Bă, giveaway, aș face un giveaway pentru voi, dar deja giveaway-ul este activ. Giveaway-ul este activ deja, deci dacă voi, dacă intrați pe secțiunea asta, uite aici, Users Giveaway. Așa, dacă intrați acolo pe Users Giveaway, o să mă găsiți aici, uite, colo. Uite, vezi? Am făcut aici un giveaway pentru voi. Și dacă voi intrați aici, acum veni la... Ce am făcut, mă? Unde sunt? Stai că mi-am văd. A, view. Trebuie să dai pe view, scuze. Așa, și ăsta este user giveaway de $400. Dacă vreți, puteți să mă înscrieți. Așa, bun. Cu ce să fac? Îmi zice că nu am CSGO pe contul de Steam, dar l-am. Puneți profilul pe public, bro, și încearcă din nou. Și dă-mi refresh. Reconectează-te și conectează-te, știi? Adică deconectează-te și conectează-te ea. Așa, bun. Stai să dau un refresh și eu aici. O secundă. Așa, bun, gata. Ce mai facem? Să dăm ori 2 odată? Hai să dau și un 1.5. Ca să jucăm și noi așa mai safety. Safety first. Uite una pe stânga, că pe data parcă am mai jucat. Mamă, nu ne pica nici stânga, nici dreapta, cred. Nasol. Uite, vezi, și acum mi-a dat 1000 de coinuri, știi? Gen, că am pierdut 100 de dolari, mi-a dat 1000 de coinuri. A, e. Dăm și noi ori 2 ca să ne scoatem părerea la. Să vedem dacă merge. Haide, mă, haide, mă! Cred că trebuie să dăm mai mult. Mai am și $80. Ai. Ori 2, 131. Hai să fie 50% șansă de câștig. Ori e, ori nu e. E, mă. Așa, da. Bun, hai că e bine. Așa, și acum... Hai să mai dau aici ori 2. Și o să dăm aici... 50% șansă de câștig, da? Nu prea ne ajută 50% fix. Dar încercăm așa. Ori e, ori nu e. Nu prea e. Am văzut că costă 1200 lei, ce mi se pare extrem de mult. La Chiris nu cred. Nu cred că există o tastatură de 1200 lei, să știi. Ori 2, 500. Mamă, flipul ăsta vezi că i-a dat o forță. Ia aici și dat. O dăm sau nu o dăm? Hai, la 750 de like-uri o dăm. Când face Alexandra live, azi la 7, bro. Azi la 7 face Alexandra live. Stai un pic că văd că m-a sunat Ghiduș. Așa, bun. Deodată pe 10X, am dat pe 10X. O dăm? Pe data sau pe stânga, ia ziceți. Da, nu știu de la alte branduri, Matt. Știu decât la Achilles. Adică nici la Achilles n-am aflat de... Adică nu știu de problema asta. Dar dă-i, dar adaugă probabilitate. Cum adică probabilitate? Există ceva nou și nu știu eu? Probabilitate? Cum adică? Added probability. Aha, ok. Să adaug și ăștia 51. A, mă, 50-50. Aia e, ciofi-ofi. Ia să vedem. Stânga. Hai să vedem. Pe dreapta, văd mai multe de stânga. Băi, eu ascult chat-ul, frate. Dacă văd mai multe de stânga, o dau pe stânga. Hai să vedem. Nasol. Mamă, dar sună nasol. Mamă, dar am pierdut mult, bă. 1500, tot așa aveam 1800. Am pierdut mult chat. Trebuie să ne scoatem pârlea la bine. Nu mai avem probabilitate. Chat, trebuie să ne scoatem pâlea aia, ce facem? O dăm sau nu o dăm? Am nevoie de voi, ia ziceți. Mam.
Hai să vedem. Sună pe Ștefan că e lupul nebun. Hai să vedem. Ia aici. Dreapta, stânga, cum facem? Să vedem dacă dreapta sau stânga. Așa. Dreapta, dreapta, stânga, stânga. Dreapta, dreapta. Hai, codăm pe dreapta de data asta, să vedem. Let's go, chat. Da, bă, tată, bă, da, bă, da. 800 de cocoși. Asta vreau să văd. Ia să vedem. În total avem 1936. Stăm bine, stăm bine. Să mai luăm sau să ne oprim aici? Ia aici, chat, cum facem? Dăm un upgrade puternic. Puternic, zic. Sau ne mai jucăm un pic. Vindem și mai ne jucăm un pic. Deci cum facem? Vindem și mai deschidem un pic? Sau dăm un upgrade puternic? Eu zic stop un pic, a? Cam stop un pic. Frână un pic, a? Vinde și deschide, vinde și deschide. Dă-l și deschide. Gata, chat. Știți că sunteți frații mei. Ascultăm ce spune chatul de fiecare dată. Dăm aici sell. Ce deschidem chat? Da, ceva puternic. Vreau ceva puternic. Vreau să spuneți o cutie de aia puternică. Ce deschidem astăzi? Dacă tot am vândut. Ia aici chat. Ce deschidem astăzi? Hai să deschidem ceva puternic. Să vedem ce spune chatul. Trei fucan long. Trei fucan long să fie, frate. Trei fucan long pentru Robert Câmâa de pe chat. Let's go. Din prima talpă. Hai, tat. Hai, Robert. Dă-ne ceva forță. Robert, cred că ne-ai dat gherlă, mâncavaș. Robert, 490 de dolari. Robert! Mamă, Robert. Mamă, Robert, îți dau bani de pe chat. Acum deschid în continuare, că poate îmi dă ceva bine, ești nebun. Ce să mai îmi dea bine, că nu mai îmi dă, a plecat banul direct. Robert, a plecat banul, păzește-te că... Mamă, dacă îmi dă asta de 90 de dolari, mor. Fai de pune, mor, pula. Robert, a plecat banul, ești de bun la cap. A plecat banul. Robert! Robert! 1000 și ceva, dacă ai exterior bun. Robert! Mamă, minim alerg stața cu 1200 dolari. Bombă. Mamă, Robert. Hai acolo cu reacțiile aia, forță să facem și noi Instagram story. Și nu ne oprim aici. Ia uite aici cel mai bun drop din această seară la cutia Fucan Long, da? Avem aici 1200 de cocoși din cauza lui Robert Câmâa. Da, am pierdut ceva până am deschis cutia asta, dar hai să zicem că e bine. Bravo, Robert. Let's go. Robert, nu știu ce să zic. Ne-ai cam dus ne-ai cam dus viața la urină așa un pic. Ia să vedem așa. Live. Așa. Bun. Așa. Ia să vedem dacă... Mamă, Robert, cam te mură. Ce să faci? Păi da, am pornit cu 1900 și avem 1400. Nu prea e bine. Ce mai ziceați acolo? Diamond, să mai deschidem încă niște diamond-uri de alea? Câte deschidem în chat? Ia aici. Ia aici, chat, câte deschidem diamond? Zece? Păi n-avem cum 10, bro, că e 1800. Trei diamond. 3. Hai că uite, am văzut mai multe voturi. 3. Deschidem și noi 3 diamond talpă. Let's go! Hai să vedem ce ne dă. La 3 diamond talpă. Ne dă 2 desertigăle și... Mamă, mănușile astea fade! Ah, nu erau, erau lângă, mă. Mă. 500, nu prea ne plac.
Hai, mai deschidem câte una pe rând, câte una pe rând, chat, câte una pe rând, că ajungem iar să vorbim singuri. Câte una pe rând. Vă că n-a dat niciun skin. N-a niciun drop de ăsta atât de bun, adică încât, uite, ăsta e de 522, atât de asta, deci cred că trebuie să dea un drop de la valoros puternic. A revenit Digger-ul ăla, m-a spart Digger-ul. Hai cu 800 de like-uri, chat, hai cu 800 de like-uri, let's go. Haide-mă. Trebuie să ne picem ceva bine, mă. Murim cu Digger-ul ăla, mă, frate, mă, murim cu Digger-ul ăla. Murim cu Digger-ul ăla, mă, frate. Trebuie să ne pice ceva bine, mă. Trebuie să ne pice ceva bine. Când nu-ți dă cutia, știi ce zic? Trebuie să mai deschizi un pic. Mamă, murim cu Digger-ul, murim cu Digger-ul. Murim cu Digger-ul. Murim cu Digger-ul. Murim cu Digger-ul. Ha, mă, dă-ne ceva forță, mă. Dă-ne, mă, ceva forță, mă. Mamă, la cum tec pe lângă astea, mă, mâncați și ce bait îmi dă. Dă-ne, mă, ceva forță, mă, 100. Mamă, stai că te să vând Digger-ul. Sell. 194, merge. Haide, mă, dă-ne ceva bine, mă. Dă-ne ceva bine, mă. Bă, murim cu Digger-ul, băi, murim cu Digger-ul, coaie. Forță! O facem frumos sau? O facem frumos dacă o facem, a? Sau, sal? Ia, e chat. O facem frumos sau? Ori deschide niște rubi sherry d-alea, ori... Nu mai vedem. Stânga sau dreapta? Ia, ziceți. Dreapta văd acolo pe chat. Văd ce o stângă, văd ce o dreaptă, văd ce o stângă, văd ce o dreaptă. Văd ce o stângă, văd ce o dreaptă. Cred că băgăm o dreaptă. Let's go! Cine a zis dreaptă pe chat? Forță! Cine a zis data pe chat, a zis forță. Mai e la shred? No. Păi, de ce mă iau, mă, după chat, mă, de fiecare dată, mă? Trebuie să mă iau după ce spune instinctul, bă. După ce spune instinctul, bă, de fiecare dată, bă, testei, bă. Mai bag upgrade de-astea două puternice, uite. Facem așa să fie frumos. Ori ne ridicăm, ori nu ne ridicăm. Ori ne ridicăm, ori nu ne ridicăm. A, e. Ultima speranță, chat. A fost și asta și speranța, s-a adus dracului, asta a fost. Nici voi n-ați vă, mă, chat. Dacă n-ați vă voi, n-ați vă voi. Nu mai zic nimic. S-a câștigat frumos astăzi. Da, n-ați vă voi. S-a câștigat chiar frumușel. Ați vă voi upgrade. Dar Revi l-a băgat și eu 5 euro. Hello baby, te bufate, mulțumesc că mi-ai susținut acolo visul, că mi-a murit frizerul. Dar asta este, n-a fost să fie, mă, chat, n-a fost să fie astăzi, pe Hellcase, dar o să facem acolo mai târziu, stai așa un pic să facem și noi aici un counter cu abonații și cu toată lumea, la 7 o să facă live Alexandra, deci cred că mă joc și eu un meci cu voi, două poate, așa că vă aștept pe Discord la mine. Hai să vă aștept. Cine vrea și cine e membru, o dăm cu membrii, dacă nu avem destul de mulți membri, ne jucăm și cu abonații, bine? Let's go, hai cu 800 de like-uri, chat. Unde să pun promocodul? Bro, dacă intri pe primul link din descriere sau al doilea... Uite, stai așa o secundă că ți-a dat imediat. Hai că mi-intră în counter acum, stai o secundă. Respect! Respect! Așa, bro, deci uite, dacă intri pe primul link din descriere sau pe linkul ăsta, care îți dă și automat un cuțit ca la giveaway, fii atent ce ai de făcut. Stai așa un pic. Așa. Dai aici pe refill, după ce te loghezi cu Steam-ul cum a venit, dai aici pe refill și aici trebuie să dau 5 like ca să participi la giveaway. Asta e doar ca să participi la giveaway, dacă vrei, da? Și promocodul îl bagi aici, colo. Dacă bagi doar promocodul simplu, fără să adaugi niciun fel de ban, îți dă 70 de cenți, gratuit, înțelegi? Ca să joci tu pe site.
Și dacă vrei să adaugi să participi și la giveaway, să adaugi $5. Cu asta sunt metodele de plată aici pe stânga, înțelegi? Și adaugi $5 și promocodul meu este acolo. Și de aici aplică, înțelegi? Chiar dacă ai un alt promocod al altui influencer, poți să adaugi promocodul meu, da? Bun. Hai să vedem. Ia aici și cine joacă? Robert, a plecat banul, atât zic. Mamă, Robert. Ce mi-ai făcut, Robert? Nu mai zic nimic. Hai, joci una, Robert, sau? Da. Îmi dai un cod? Acum. Așa, se vede în Y, gata, nu mai se vede. Se mai vede? Nu se mai vede. Așa, bun. L-am dat în privat. Păi, mi-l așa, mă, bro. Da, s-a tot apucat și eu, sau mă bucur enorm de mult că te-ai apucat de sport. Procesul este de lungă durată și sper să revii la bicepsul ăla inițial, când erai mai tânăr și nu, să nu te lași acum, sigur vei reuși. Bă, e greu începutul, ca în orice domeniu, e greu. Începutul e greu, dar sper să mă ții, sper să fiu perseverent. Până acum e ok. Mulțumesc frumos pentru donație, respect. Ia zi, Robert. SMBS5. SMBS5. GWGJ. GWGJ. Nu prea mergi. SMBS... Sână. Nici tu nu vrei. Robert Câma. Așa, bun. Next. Eco. AQT. AQT. KY. Da. AKVE. AKVE. Eco. Bun. Așa. Mechele, că trebuie să-ți dau invite. Așa. Dar David, te joci? Mă joc. Te joci? Să mor tu. A? A? Păi nu se aude, mă, se aude prost. Alu. A zis că da, cred. E prost, mă. A? Zic că-i dau invalul flame, dar te rog, nu mă face să dau asta. A, băză. ABZ? A, chiar joci, mă? Flame dar meciul viitor. ABZ? 8Y? 4-2, da. 4-2, da. Nu merge. Faci mișto de mine. ABZ, 8Y, 4-2, DA. ABZ, ABZ, 8Y? Gata, 4, gata, 2, gură da. De miel. Asta e contul tău? Normal că te joci cu coduri sau fără coduri? N-am jucat niciodată. Nu știu ce să zic cu asta. Da, Satura, mai băgat și el încă un euro. Știu ce zici, m-am apucat la 17 ani și acum fac de performanță, inclusiv turnee internaționale, naționale, muncesc, de-mi sar capacele pentru visul meu și așa e cum faci tu pe YouTube. Păi da, mă, știu că tu ești dansator așa, că na, ești, tu ești casă gen pe asta așa. Ți-am zis, când faci nunta, poate vorbim de un dans, de un ala, poate mă faci un dans. Dar vezi să nu mă pipăi, să nu dau alea, că eu sunt mai așa și nu-mi place. Da? Dacă mă ating și din alea, fac urât. Nu-mi place să fiu pipăit de bărbați. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Stai o secundă. Hai să-mi pun și eu profilul pe Friends Only. Așa. Și putem să dăm start după aia. Ia să vedem noi unde suntem. Așa. Dacă joacă cu coduri, sper să nu mai scoată nimeni niciodată. Da, să tot mai bagă și el încă un euro, îți fac coreografia pe gut sau pe salam. Salam sunt mai fan, sincer, dacă e tot. Vine pe asta, bă, dar ce păr oribil am în cap, bă, frate, bă. Prima dată că mă spăl pe cap și nu-mi fac și o păr, mă, frate, mă, parcă îmi stă prea oribil. Zic băieții că ai două cuțite așa, vezi dacă ai. Le-am verificat, bro, nu sunt. Ce te-ai schimbat să mor? Da, mă, Robi. Mi-am schimbat hainele. Dacă joci cu coduri, sper să nu mai asta am citit-o. Așa. Dacă poți face să ne comanzi un laptop de buget 5.000 de lei, că plec la muncă și nu mai am cum să văd. Da, bro, uite. Stai așa un pic. Uite, bro. Aici. E bine dacă ai și vedea. Totodată. Uite.
Dacă te duci aici, uite, de exemplu, la laptopuri, înțelegi, depinde ce vrei tu. Vrei un ultrabook, vrei un notebook, vrei accesorii de genți, toate cele, știi? Gen, aici depinde în funcție de ce vrei tu, știi? Dacă vrei un laptop de gaming, uite, poți să selectezi la categoria laptop de gaming. Înțelegi? Și aici, aici îți selectezi tu bugetul tău, știi? Gen, uite, aici poți să vezi top vânzări. Sau, uite, de exemplu, poți să pui popularitate, perioadă de garanție, număr comentarii, stoc și disponibilitate, preț descrescător. Unde este, mă? Nu, tot vânzări, cred că este cel mai ok. Nu știu, pentru mine laptopurile nu sunt de gaming. Orice înseamnă laptop, nu există laptop și gaming în aceeași propoziție pentru mine, știi, gen, ai înțeles ce, ai aceeași frază. Înțelegi? Așa, dacă intru la prima vedere, să mă uit la primul pe care îl văd. Uite, ăsta are un Ryzen 7, ceea ce e destul de ok. Uite, are un GTX, un RTX, pardon, 3050. Ceea ce mă duce să cred că este ok și arată și drăguț. E cu RGB, cu tot ce trebuie. E ROG, în general, laptopurile la ROG sunt ok, gen, știi? Eu sunt pe laptop, eu meditez doar clipurile, gen, adică nu folosesc laptop pentru ca să mă joc, știi? De asta zic că nu știu ce ai putea să alegi în bugetul ăsta. Uite. Ți-l dau pe ăsta, că ăsta l-am văzut... Prima ai și 15,16 inci, mă rog, în fine. Și poți să folosești și promocodul Colo dacă vrei... nu cu promocodul Colo, promocodul e AL3BALAN. Dacă vrei să folosești pentru mai mare reducere de pe site, știi, gen. Ăla e aici, jos în ăsta. Dar acum, depinde ce vrei și tu, știi ce zic. La banii ăia a plecat un 4K, să mor. Nici el nu vrea, dacă nu vrea, nu vrea. Ce vrei? Asta e. Așa. Ce mă recomand tu că eu nu mai descurc la piese? Da, bro, dar nu pot să-ți recomand ceva, că nu-l iau, înțelegi? Adică eu nu mi-aș lua un laptop la 50.000 de lei. Adică, nu știu. Eu dacă mi-aș lua ceva, mi-aș lua, spun sincer, topul de gamă. Adică tot ce există cel mai sus, înțelegi? Asta mi-aș lua eu, din punctul meu de vedere. Că eu așa sunt, na, ori mi-au tot ce e mai calitativ, ori nu-mi iau, știi? Dar acum fiecare are bugetul lui. Și nu mi-aș lua un laptop ca să mă joc pe el, pentru că mi se pare... Na. Sau poți să cauți laptopul cu refresh rate mai mare, știi, gen, ca să ai mai mulți herți. Dacă nu-ți bagi un monitor, știi? Dăm și noi accept. Haide! La 5.000 de lei îți faci un PC destul de ok. Da, și ăsta e punctul meu de vedere. Și până la urmă, dacă vrei să-l iei undeva, îl cari în mașină, știi, gen. Bine, dacă vrei să le iei pentru facultate și astea, na, nu prea ai ce să faci, știi? Ce zici, mă, Daredevil? E să zic pe acasă. Ți-ai făcut și tu calculator sau? Am laptop. Mă, de gaming, zici, a? Așa. Slăbuț, Ruben. Mamă, acum de când m-am apucat de sală, dacă nu am foame mine, de fiecare dată îmi părjachez cu mâncare. După două meciuri Daredevil, your account is back banned. Nu. N-am auzit că mai joc mai cu cod. Bine, n-am jucat niciodată cu cod oricum. Short match. Da, e meci scurt, Uite, până așa ești. Robert Toxicul, mersi mult de subscribe, bro. Bă, cum o făceam, mă, ăsta mai mic de la FPS-uri? Călă, show, FPS, nu e FPS. Netgraph proportional da, font, ceva da, de genul. Da, Netgraph. Cu mă duc la B. Mă duc și la B. Mă duc și la B. Mă duc și. Nu cred că e la cu proportional font. Zero. Eu ca să-l dau mai... ca să fie mai mic. Ah, ba da, ai tot.
Deocamdată nimic pe ea. Deocamdată ba da, smocări, smocări. Ține o palat. Rampă 2, bombă. Venim și noi. Am intrat. La prostul, nu? Rampă. Nu rampă. Supalat, supalat, la prost și rampă. La prost a murit. Sup, supalat și rampă. Atât știu. Rampă și... rampă 1. Bine, când vei data viitoare, Robert, să-l ții și tu. I-am vrut să-l ajut să mă bat pe ăla. Dansatorul a donat un euro. Perseverență la tine, doar uite-te la cât ai realizat când ai o zi de lene, gândește-te că, gândește-te de când te-ai apucat, la cât ai realizat și pe bună de toate cine știe, să mă dă chestia asta, să spui maxim. Băi, dar statul mele mă fac să mă simt bine, mă, prin mesajele tale, nu știu de ce, ai tu ceva aparte al tău, ori ești tu pe adlăguț, ori vei să mi-l bagi. Doi piment. Te pup, mă, dansatule, mulțumesc frumos de suflet, da, îți dai seama că... cu perseverem să faci treaba, da? S-a băgat short. Intră short. Da, a intrat. A intrat short, a intrat short. Mulți, mulți rău. 4. O să mai bat un. Bat unul dacă e. Cap direct. Hai că mai bat unul dacă e. E puma dansatorului. Ești fratele meu. Mulțumesc mult pentru cele 800 de like-uri. Hai să facem și noi 1000. Hai să cumpărăm. Că avem cu toți. Da, e din da. Mă, nici nu am apucat să pun ținta pe el pe mid, mă. N-ați băgat și noi voi un flash mid. N-ați vrut voi. De unde iau și eu CFG-ul tău? N-am CFG, bro. El se cat short. Ladder-ul meu. Connector 80. Sanda, cred că se duce B. Cred că unul e deja în B. Am zis. Unul care vine B în site și unul o să vină kitchen. Când ai auzit flash-ul din A. Kitchen și casă. Kitchen și casă, bă. 1-80. Nu, cred că se duce under ăla înapoi. La ars pe altă under. La ars pe altă under. O să duc under și... na. Și ăla pare dacă a dat incendiare din spate. Deci probabil o să fie aici. Ți-am zis? Ai coduri, ia. Scuze. Nu, dar gândesc foarte bine jocul. Nu prea știu eu să joc foarte bine, dar pe gândire... Hai să facem un eco. Intrăm și noi pe mid, să-i batem și noi pe ea? Let's go, fellas. Unu smoke. Băi, e în smoke, mă, pe mid, mă. I-a bătut ala pe toți. Mai... mă. Eco. La revedere, ești de bun. Nici n-ai timp să pui ținta, ești nebun la cap. Joacă bine, băieți. Vreți să joci AWP acolo? Poți să iau eu unul de acolo. Merge dacă... Aduc eu n-a. Ia. Mulțumesc. Ia pe aici. La
pe pas. Da, pași. Bebe. Era un full flash. Încă unul. Încă 4-5. Încă unul, 4-5. Sărit. Sărit? Da, era sărit. Mamă, pe unde era ăla coaie? Nu a văzut nici eco, nici eu. Mă, ce? Ușor, ușor, bro, că-l bați. 1 vs 1. Trei gloanțe, să știi, trei gloanțe. L-am vrut eu. Mamă, coaie, de unde? Nici n-am știut ce m-a lovit ești de mă. Dar ce căuta ăla acolo? E un... Era lângă tine. Nici mă gândea să... Na, în fin. Eu am crezut că verificai tu, îți dai seama dacă era... N-am de unde să... Nu m-am gândit. Hai să forțăm că... Ce drag. Come on, let's go. Întoarceți voi pe tot, aveți încredere. Hai că am sărit și eu dacă... Iar pași. BBB ceva. Da. Unu sau doi sunt BB. Una rampă, mamă, e smoke. Plus rampă. Stagi un pic în B, poți? Da. O smoke-a. Îi dau unul singur pe B, să știi. Îi dau unul singur pe B, să știi. Din T-spawn. Unu se ca minus 97. Îi dau unul singur pe B, să știi. Ok, hai că te aștept. Duceți-vă pe apă, duceți-vă pe apă, du-te pe apă, mă, în portocaliu. Ha. Sunt full ăștia. Hai că sunt fulla dacă e. Hai că sunt fulla. Flash-ul și smoke. Și-am făcut una, da, flash-ul. Bă, să nu se rotească ăștia. E, se rotesc. Nu se rotesc, ai încredere. Da. Hai că ai încredere dacă e. E bune coaie. La B, Moli. La B. Au doi, te mamă! Nu știu pe unde mi-a dat. Unul în dreapta la window, cum ieși. Unul car sau bancă, cred, și unul site. Nici eu n-a vrut. Asta am auzit aici. Eu l-am auzit, da. Încă nu mai întoarce nimic. Mi-e ceva. Cred că scaunul. Scaunul și unul conector. Mamă, căță și ce părzeale suntem aici de mult 6 zile, ne luăm bătaie rău de tot. Bă, e n-amă. Conector, conector și de sub tău, bă. Mamă, tragi bine, dar de... Hai, clar, să jucăm un meci, că o să ne jucăm cu tine și cu Flame Dark și mai găsim. Mă. Dă-mi un deagle acolo. Păi, ia. Te pomeni. Nu, eu mulțumesc. Da, un flash pe mine. E aici o armă, vezi că ai o armă în site. No. Short, short. Catwalk, cred. Primit, primit, intracon. Flames. Încă unul B. Catwalk, unul. Unde era armă? E în amă, nu, acolo. Atac frumos, da, că e. Unde? Le-au zis mid, le-au zis mid, da? Mid și under.
Hai, mă. Con, de ce ai fata așa urât astăzi? Bă, frate, mi-am făcut baie pe cap și m-am spălat pe nu mi-am făcut păr, noroc. Asta se usuce el by default. Adică era ud și s-a uscat. Nici măcar nu m-am uscat pe păr. 1 la 1. Șansa vieții tale să nu ne facem de râs la 7-0. Bun, mă. Sigur nu e rampă. Buzmoc. De pe aplicață la Jax. Mă, la revedere aici, mă. Mă. Ha, mă, că acum ne revenim, aveți încredere. Deci fiți atenți, aveți încredere cum luăm runda asta. Dăm toți un decoy acolo în rampa. Mergem under cu toții și după aia mergem în connector și batem pe toți. Ascultați. Eu dau un smoke din Ben Stairs. Hai. Și mergeți under cu mine, mergeți under cu mine. Under și connector, da? Bă, da, intrăm în connector și după aia intrăm în A, acaparăm AU. Bă, la un alt nivel, gen. Ascultați-mă că... Se joacă frumos, hai. Hai că l-am dat de băsar, mă. Hai acum. Ăștia suntem noi, hai. Ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi. Din citi. A, tu plantează mama, da, nicio problemă, las. Plantează mama că o luăm noi luna viitoare, avem arme. Plantează mama că luăm armele. Bă, runda viitoare luăm arme, mă. Așa. Hai, mai ai încă 3. Nu pressure. Nici tu nu vrei, mă, dar debil. Bă, primește nu, partea până, măcar ne-am jucat frumos. Mamă, suprem case. Bravo, bă. A, eu sunt coaie! Dă-te în pula mea, direct o deschid. A plecat cutia. Hai să vedem. Dreams Night Case se numește case-ul ăsta. Ia să vedem cât costă cutia în primul rând. Poate, cine știe, poate o vindem și scoatem banii. E 2 euro. 2 euro. E cât ok. A, bă, cu 2 euro în plus sau în minus acum, până la urma unui... Mă, să deschidem și noi. Să deschidem și noi una, bă. N-am mai deschis una de... Bă, de când era o fată mică să mor dacă nu, bă. Îmi doresc, poate, cine știe, poate... Checking out. Nu vrei tu? Nu vrea Dumnezeu coaie, dacă nu vrea. Coaie, nu vrea. Eu zic că merge o roșie. Eu zic că e simt ceva. Hai să ce pleci TikTok-ul. Ce pula mea, mă? Ia uitați-vă, mă pune să-mi bag astea pe aici, mâncavaș. Stai, mă, că de să-mi bag astea, că trebuie să-mi facă factură, mâncavaș, proba să stiu. Trebuie să-mi facă factură, stimul, incredibil, așa ceva. Doamne, ferească, mă, Dumnezeu. Gata. Hai. Ia aici chat. Bă, dă-și tu ProTV-ul mai aici, te rog eu frumos. Mersi. Ah, scuză-mă, mă uitam ce spun românii. Așa, hai să vedem. Ia aici chat. Ce ne pică? În afară de față, hai să spuneți. Să fie fiecare să dea câte o părere. Ce credeți că pică în asta? Mie mi-a picat pe vizorul ăla. Că am deschis și eu una, că mi-a dat și eu una. Da? Eu zic că-ți că dă un pe 2000. Mamă, ce... Oricum, mie nu mi-a picat niciodată cuțit, așa că... Stați, niștiți, eu sunt ok că oricum nu-mi dă cuțit, adică e ok. Cum ar fi să-mi dea? Hai, că-mi dă dacă e. Mergea caul. MP5, set de... Pula mea. Frumos MP5. La un alt nivel. 0.4 float. E tare rău de tot, ia uite, unul chiar e pe inferno, unul pe DAS 2. Uitați-vă ce gât de găină are coaie, incredibil așa ceva, uitați-vă la gâtul ăla de găină, coaie. Băi, când vrea să-și bată Dumnezeu joc de tine, coaie, asta e metoda de a-și bate joc de tine, mă, mai bine vindeam ăsta. Doamne ferească, mă, Dumnezeu. Bă, da, nu mai am ăsta, de ce îmi cer pinul mereu de fiecare dată, Dumnezeule mare? 38 de cenți, bun, bravo, tat, bravo, mare pizdar. Pace. Așa, deci îi dăm invite lui Flame Dark. Îi dăm invite lui Clutch or Kick.
Cu Echo ne-am jucat. Hai să vedem cine a fost ultimul de pe ultimul loc. Să vedem așa care, cum facem. Dar cu cine stai la sală? Bine, mult spus ne-am singur jucat. Sau cu pană? Display container paint, așa competi. Oh, aleu. Ce vreau mă nene să fac, mă? Ce vreau mă nene să fac? Ah, watch așa, gata. Your matches. Daredevil. Deci Daredevil și Echo sunt următorii doi. Așa. Dacă nu fac global, mă, sinucid. Mă, nu. Păi nu mai jucăm, hai, las. Decât să te am pe tine pe conștiință, mai bine. A mers iar cu mașina, am sărit pulii din ea, am crezut că sare pulii în toate capota aia. Dar Devil și cu Echo. Mamă, Echo, n-am invite-ul tău. Ai plecat la revedere. A, ba da, uite, n-am aici. Hai. Pe mai trebuie unul. Să mai dăm un match. Băi, când vrea Echo să intre. Devil? Am uitat. Nu vrea, nu mai vezi mai jos Daredevil, nu? Mai bine. Hai, Mechelche. Băi, intru? Da. MP5 pentru Bebe. Că mai noi e cu MP5 nu mai e Bebe Galil. Să moare dacă nu pe bune, că așa e. Bebe, MP5, îi se mai spune. Ah, nu joci și cu abonații? Păi suntem, momentan, suntem 5 membri, bro. Claci pe conștiința lui Colo, că s-a... Hai, că citesc asta, ok. Zici că l-a desenat piticul meu cu crătă să mori. Citește, mă, ce-a zis Jovi, de ce zici când citește asta? Asta tot asta intru la pușcă de nevinovat. Hai, nu știu. Ce-o pe mână? Pe vorbe goale, așa, gen. Măcar dacă se întâmplă lucrurile, dacă... Păi, asta zic. Știi, măcar pe fapte, da, pe vorbe. Vezi că a apărut la televizorul de-asta, căci că și-au luat Vagban și... Nu vreau să... Jovi, bă. Jovi, auzi. Mamă, cu aia, n-ai idee, Clutch mă doare capul de două zile, există crabilitate. Dar ce ai mâncat azi? Păi n-am, nu mănânc dulciuri, frate, și mă doare capul. Deci, am mâncat acum o cutie din aia mare, tot fifi. Bagă. Nu, că n-am dar nu, e să facă poftă. A, nu, dar ziceam așa, gen, că efectiv m-am mâncat de mult, gen, și aveam o poftă din aia mare. Zice să mă uit pe aplicație să-ți mă uit. Da. Îi se lipească caramelul la gură. Ok. Am înțeles, Michael, că e pe partea cealaltă. Doar dă cu caramel pe mine. Să mi se topească în gură. Olu. Aolo. Greu cu sala aia zi, păi nu vezi că nici reflexă n-am de când cu sala asta. Hey Siri. Tell a message from Alexandra. Hai că am avut o de-asta. Așa, stai să-i zic eu la Alexandru aici, așa, da? Poți veni puțin, Milove? Mamă, atâta corect. L-am pierdut și pe Mechele, că s-a dus de-a cu șir. Dar Jovi, ce-i cu tine, mă? Am 16 ani și am 120 de kg, ok? Păi, având în vedere că ești un porc sau un mic la bidon și nu știu dacă mai apuci meciul Crăciunul viitor, că s-ar putea să te taie de Crăciun. Da, nu știu, cred că e ok, nu? Mănâncă tot, bă, întâi de mâncare să-și purat. Păi, frate, cu viața ai până la oameni. Ce dacă la 17 ani mori? Păi, nu? Băi, frate, mă duci de capul. Ce faci, dragoste mea? Dădeam un pat. Și cum faci live? La 7, mi-ai zis așa? La 7, nu? Da. 7 jumate? Nu, la 7, la 6 jumate îmi pusesem ceasul. Adică te-ai culcat? Nu, stăteam în pat. Îi pregătește și tu live-ul, să fac asta, să te redirecționezi și eu cu oamenii.
Aveți încredere, veniți după mine. Follow me, follow me. Follow me, follow me. Unui geam. Hai înapoi acum, hai înapoi acum. Eu sunt deja uit. Hai înapoi acum, hai înapoi acum. Hai că am luat B-ul, am luat B-ul. Hai gură, scoate-l și după ăla dacă poți. Stai. Short one. Am mai multe gloanțe decât el, dar nu stac niciun gloanț în el. E ok. A? Dar ba, da. Nu mai am glonț. Păi și plec după. Kitchen, kitchen ultimul, mai am un glonț. Nu trebuie mai multe. Mai multe. Aaa, frumos, da. După ce închid live-ul. Ia zi Pop, ai primit căștile sau ce aveai tu? Tastatură, mouse, căști de-alea. Te pup, Lividache. Mă, mi-a luat Galil. Cineva e interesat de... Flashbang. Dacă vrei să vezi, mă... Nu mai, nu mai, acum la asta joacă. Unul e triplă, nu? Sters. Triplă, nu? 60. Am B-ul. Hai care B-ul, are B-ul, eco, eco, eco. Acum am B-ul. Ia smoke-ul ăsta, așa. Hai. Du-te cu Dumnezeu. Mă? Unul jungle. Unul jungle. În continuare. Și unul de la tipul. O să vină în bucătărie. Tot jungle-ul este în continuare. Under e unul. Unul e under, o să vină în casă. Nu mai vin oricum. Eco, poți să pleci. La triple și under. Ți-am zis. E încă bil under. La triple, la triple e unul, battle care scout. Nu mai are timp oricum. Face școală 1 milion sau sal. Bă, mai mult scad în abonați decât să cresc, pentru că... Probleme. Acolo de zi-mi dacă te rog, e bine, am 16 ani și fac bench press 120 kg și 100 kg o repetări. Nu sunt de acord să lucrezi cu greutăți mari la sală, bro. N-ai nevoie de greutăți mari ca să te duci să arăți bine, să fii sănătos. Deci, faci, un fleci, nu mai cum pești eu. Supărat. Tipul, tipul și stairs. Au fost fleci. Au fost 4, a, bă. A fost 800 la. Arași la B rând asta. A fost 800 la. A, nu, că nu te-am mai văzut pe Discord. Luați-vă smoke. Da, 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 dă drumul la lumină, dă drumul la lumină. Luați-vă smoke-uri. Smoke-uri. Mai luați-vă un smoke. Ești primul, bere, haide, haide! Aaa, facem raj, gen, aaa, haide! Smoke, smoke! 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 Am înțeles cum se joacă aici. Asta e nivel. Asta e nivel. Da, pune bomba, pune bomba, Flame Dark. Doar, încă unul. Pe ești Flame Dark, te-ai prins? În spatele site-ului, în spatele site-ului, clutch! Aolo, aolo, aolo. În spate, ia. Aolo. Minus 73. Bravo, bravo. E bine că s-a dat smoke pe incendiară. Unde a fost smoke-ul ăla? Singurul smoke pe care trebuia să-l avem pe turmaului, unde a fost? În pizdă. Deci faci și noi un eco? Okay. Flame Dark. Da, 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 cumpărați-vă, cumpărați-vă la 1000, cumpărați-vă toți Deagle, că sunteți Deagle-ul. Papanaș. Papanaș sunteți la față.
Bolu. Facem și 2000 de like-uri. Conectorul, nu? Short bătut. Conector bătut. Con. Hai să-l batem pe la con, mai e unul con. Plus. Da, plus, nu vă duceți, duceți-vă pe rând așa, duceți-vă pe rând. Nu mă știe. Bate cu el. Bate cu el, ha. Un la un. Tu ești omul, tu ești bază, tu ești miezul, tu ești zama. Hai, nu mai știi. Am înțeles, mă, Jovic. Hai să cumpărăm. Asta e, n-avem toate arme. Dă niște smoker pe A. Luați mid-ul. Flashbang out. Voi stați la, nu vă băgați. Da, da, spune asta, nu-i cric. Bă, flash, con. Nu. Dă-mi flash, con. Și-am dat. Hai cu mine, mă, cric. Bă, mi-a dat gândat. Care, nu? Bă, m-au nenorocit ăștia. Mai unul, scarți ultimul. Bravo, bă. Bă, o să mă duc eu la deplor să fac pick mid. Te rog, mulțumesc. Se ducă unul la B să facă lurk, se joacă unul singur și ăla și iese în short. Hai. Îi dă smoke. Și mai să mai vină unul mid. Mai vin eu. Mai dă-ți pe mine. Poți să ai eu. La tipă e unul. Îmi dat flash-ul ăla. Bagă-mi pic-ul ăla. Bagă-te-mă. Triple. Jungle. Hai la B. Mamă, jungle, 54 are la minus jungle. Și bă, mai tot jungle, dacă vreți. A murit jungle, ai pierdut runda asta, caci. Că n-ai văzut să vii la B. Nici nu vrei. Mă ajuți? El te ajută, dar nu prea. Bă, coi! Olu, ce ți-am făcut Blindar, coi? Mamă, Blindar, ești pământ pe... M-ajuți, trebuie să mă ții geamul ăla, s-a băgat gen... Aveam și AWP! Păi și tu trebuie să ții geamul ăla, că eu te țineam CT, gen... N-am văzut că ieșise din jungle. Ai nevoie de ochelari, vorbim. Dacă deja... Îmi dăm niște smoguri. Bagă tot DMT mai mare, nu știu. Aoo! Smoker pe aia, cum vă zic eu. Dau jungle. Hai, așa un pic. Stai că s-a dat și, a dat și smoke. Hai că vine și al nostru palat, i-a dat incendiar la palat. Mai dă de 7 secunde. Hai să dăm acum. Până pică până alea. Scară. Păi da, păi și smoke-urile. Smoke-urile, le-ai așteptat și tu? Încă te... Junglă 2. Maa, maa. Pune-ți bomba, pune-ți bomba. Nu puneți bomba, nu puneți bomba. Rampă, site. Mamă, nu știam unde să mai mă uit, să-mi bag pula dacă nu... Rampă, site, triple. Nu jucați nimic, bă. Nu mă, tu joci. Flame, nu tu joci, bine ai venit în clan. Nu vreți voi. Mă duc geam. Ce e de mă? Doi, dacă nu intră nimic. Be. Under.
A intrat site. Mort unul. Full B. Asta e șansa noastră. Loc B. Ei, ei. Ma. Ei. Short. Nu mă ajută, flut. Nu mă ajută. A pierdut și unul de asta. Ăla e, uite unde stă. De ce ai plecat din B? E kitchen. Hai, hai de viață. De ce ai plecat din B, mă, Flinder? Eu m-am mers să-l batem. Hai de dar nu, cam la câte kilograme ai vrea să ajungi? 95. Cam așa, vreau să ajung până la 95 de kg. Când o să văd că o să am două cifre pe cântar, ziua mea o să fie mai bună de 10 ori. De mine zice că de ce am plecat din B? Atunci trage și cu prea mai tare. Păi tocmai de-aia vreau să zic. Nimic, bă. 10 viață. Bomba B. Bomba B. Plus 1. Aici e 1. L-ai bătut. Mort. Și atât. Nimic aici. Uite aici aia cad dacă vrei. Mulțumesc. Mamă, stă la... la smoke. Păram pe acolo. Bă, te-l dracu cum a ajuns, mă. M-ai mințit? Nu, no, mai zic. Eu prost. Da, o armă. Mai dă de mai ale. Gică, bagă-te mid peste ei. Eu mă bag. Să dați flash-uri din A, vă rog eu din suflet. Dați, dați, nu mi-e putate. Flip knife? Da, l-am luat după helicase, bro. Dați și de aici flash. Te supărat, nu supărat, bro. Sunt doar gras. Rampă ceva. Da, m-ar trag la... Rampă, rampă, da. Flash pe bă. Nu te băga peste ei. Mă bag, mă bag. Nu tu. Bă, con, con, con. Short? Bă, e deja wind jam, mă. Kitchen. Plus 1, con. Eu sunt împalat. Asta era kitchen. Cred. Și când? Rampă era ăla, că nu știu. Rămâi tu în B. Dacă ai ajuns ăla, rămâi tu în B, rămâi tu în B. Chicken wing, chicken wing. E na, e na. Ia, stai. Nici eu nu vreau să mă... Nu, am crezut că am urât din prima, sincer. What the fuck? Mamă, dar care mai de care aveți arme? Dau o armă pentru un prieten. Poți să o dau eu? Bă, avem bani. Anic. Vrei să joci S? Oh, mai vreau. Ia un flash. Mă duc la... Ce fac? Dau un flash. Acolo auzi dacă e ceva, să dau custe pe sol, dacă nu, că nu auzi. Bă, bro, spun sincer, aveam un plan asta cu hustele. Dar e ceva mistic care s-a întâmplat. Știți că eu trebuia să scot niște huste de telefoane. Puu. Omul pur și simplu care făceam hustele cum a venit cu el, nu mai răspund la telefon. Și nu înțeleg de ce. Rampă, rampă. Și nu mai răspund la telefon. Și nu înțeleg de ce. Încă n-am greșit cu nimic, nu știu. Și paie. Pau, coaie. O pun la default. E ninja, ninja. Doi ninja. Și rampă, cred. Du-te. La Zembi și nu. Dacă tot fac așa, să și stai la sală, pun să tu în antrenamentul, ce crezi că trebuie să stai un număr de ore ca să... Deci
că zici că dacă stai 4 ore la sală, zici că o să faci treaba în 4 ore. Bună, stai cât e necesar, o oră, mă rog, ceva. Eco sau cus? 6-6. Facem un eco. Coi, de ce nu merge să apăs pe taste? What the fuck? Palat. Țineți voi rampa, vă rog. Da. Nu, stai liniștit, Clash, nu, niciun fel de problemă, ți-am făcut bait și bait pe bune, gen. Ești, Clash, ești ornitoring la față. Alat. 20 minute fac bani. Deci, Clash, pot să știu și eu ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce m-a făcut ăla pic prea repede? De nu mă mai vrei. Dacă ochii tăi. Nu te băga mid peste ei. Nu mă bag under peste ei. Bună 4-4-2. Nu mă bag eu under peste ei. Nu mă bag eu under peste ei. Tu ești pe în spate. Ce s-a întâmplat? De nu mă mai vrei. Mii ceva. Unu under, unu singur. Conector, bătut. Coai, mi-a intrat din con, sunteți terminați. Încă unu con, încă unu con, 52 minus. Ce s-a întâmplat? Mai îndreaptă. Vezi că te aștept aici aproape, să știi. Ai vrut? Te pup, tractor vlog. Aveți bani de polar? Hai că aveți bani de polar. Faci și noi 1000 de like-uri? Let's go! Așa. Rampă, rampă, e deja Tetris, se bagă tare. Mor plus. Doi rampă, bomba. Am frâi și rampă spălat. Mamă, n-a vrut să moară, coai, greu de ucis. Da, unul Tetris și unul palat. Mamă. Palat, palat, doi. Mamă, coai, ce se întâmplă, coai, ești nebun. Palat, palat. Nu vă bateți. Rampa și palat. Doamne ferească, mă, Dumnezeu. Bă. Nu se poate. 64, 64, minus 32 și 19. Nu se poate așa ceva. Doamne ferească. Era easy round. Doamne ferească, mă, ce-am făcut. Nu mă joc fama asta în viață. S-a retras. Azi no giveaway. Aveți bomba, aveți bomba. A fugit ăla din palat. O să vină acolo. Rămâi în palat, rămâi în palat. Eu zic că vine acolo. Își plant, mă. Ia-i-mi dar că-i fiert, iau-te. Nu vrea el cu aia să înțeleagă, dacă nu vrea. La distanța aia cu MP5-ul, mă rog, MP7, morțe, ce este. MP5. Nu face pic. L-ați face doar bait cu aia. A luat unul arată. Gata, nu mai e, nu mai e timp, nu mai e timp, nu mai e timp. Să iei polarul ăla după. Mă, polarul. Ce s-a întâmplat? Dă, nu mă mai vrei. Flame e flame, nu face prea mult. Poți să dau o armă. Vrei? Când vrei tu. Dă mie clar ce mi-e arma aia. Hai, vă tu, băi. Poți să dau un pe tu, dacă
2. O să lipe 2. E la cutie 1, vă avem. Îmi dau flash? Flash pe mid. Hai să vezi ce strageți ăla. Băi, site, Flint, dar de ce nu zici? Okay. Dar eu ți-am pus ăla. Păi mi l-ai pus, dar vorbești. Băi, plecat în terea cutie în default cu aia. 2 pe mid, 2 pe mid. Mai fă niște pași. 2 pe mid, unul cu... Îndreapta, în stai. Ce s-a întâmplat? Dă, nu mă mai vrei. Nu mă tai. Știi gluma cum mă tai? Mă dai pe mine. Mă tai pe mine. Da, bună glumă. Hai, v-am lăsat voi, salut. Salut, salut. Ce să mai jucăm, că nu mai suntem în stare de joc. Da, un joc un cazet ăsta așa, chill. Hai să bag și niște muzică. Și până începe Alexandra live, mai stau la Ansible cu voi și după aia mergem la Alexandra pe live. Te pup. Pa. Așa. Caze ca pe vremuri. Păi ce să facem, mă, frate, și noi dacă nu vezi că nu, cu jocul nu ne înțelegem, nu. Nu vreți voi, dacă nu vreți. Și unde ar trebui să sar? Ce-mi place la cazul ăsta, că eu nu știu mapa, dar totuși îmi place că mă ghidez foarte bine în spațiu. Ei! Mă, era forță. Ia să vedem dacă mergi. Hai că merge dacă e. Merge, el merge, dar trebuie să vreți și voi. Și dacă voi nu vreți... Păi nu vreți voi. Ua! Mă! Hai că... Cam asta a fost. Cred că a plecat RTV-ul. Dacă mai sunt întrebări, să știți că... Așteptam. Lege cât mai dai? Nu știu, bro, că n-am mai... M-am jucat de mult. Doar aici poți să sar, mă? De aici, aici? Și de aici? Unde aș putea să sar? Acolo, nu? Ce nu-mi plac mie asta după stânga, așa. Să... Ba... O să-mi bag. Mam. A plecat RTV-ul că îmi fac nervi. Mam, mai sunt 3 oameni nici de un. N-am loc pe birou, n-am, nu mai zic nimic. Live pe Twitch o să mai faci ocazional? Ne. Am încercat un live acum câteva de-astea, acum câteva zile, dar nu prea mi-a plăcut. Voice enable 0, călămute, enemy team 1. Ia să vedem pe ce se vede, mai ne puteți mai ne jucăm și noi un counter. 1v1.
istorie, să vedem ce mai am și aici. La istorie, la 1 versus 1. Arena One Tap, ia să vedem. Cum îți faci view modelul ca jucătorii pro? Cum îmi fac view modelul jucătorii pro? Ce? N-am înțeles întrebare. E tare că pe ăsta nu e copyright. Adică, Florin. A, pe Twitch, da. Bună seara, fraților, te pup, Sasuke. Cum a fost, amul, te-ai simțit bine? Da, fata, a fost bombă aici, nu? Chiar m-am simțit super bine, m-am relaxat. Am mâncat ca un porc. Am uitat să vă povestesc, dar poate vă povestesc altă dată. Am avut primul meu atac de panică, frate, la munte. Deci nu mi-e să cred. Mi s-a întâmplat și vouă chestia asta, gen. Am mers la cota 1700. Sau nu știu, 1750. Nu știu, cred că mi se pare că e de cea mai mare cotă de la noi. Nu știu sigur, nu vreau să zic. Dar am mers la cota 1700. La, nu știu cum dracu se numește. Și am avut un atac de panică, frate, primul meu atac de panică din viață, deci de mult, am 30 de ani, niciodată n-am avut atac de panică. Mi s-a tăiat respirația, frate, când am ajuns la cotă sus acolo, efectiv. Adică nu mai puteam să mai respir, efectiv. Simțeam că n-am aer. Și mi s-a părut super ciudat, așa, adică... De ce dracu ești, de mult? De la aerul tare, nu știu, dar ce... Chiar n-am idee. Frică de înălțime? Am frică de înălțime, dar cred că de la aerul tare, gen, care era acolo, știi, că e aerul altfel, gen, știi? Mi s-a întâmplat și vouă. De la vânt. Bă, bătea și tare vântul, frate, și era ceață, nu vedeai nimic, ești de mult. Mi se înfundă urechile. Da, pe și mie mi se înfundă urechile, dar e vorba de... Bă, nu puteam să respir, frate, ești nebun. Adică m-am calmat așa singur în capul meu, știi, gen, că altfel nu puteam să respir, efectiv. Ce? Da, booster. Da, da. E normal că la înălțime că și eu mai am puțin așa. Nu știu ce să zic. Ar fi cel mai bun sfat pentru tine, un creator nou de conținut să treacă peste hate. De ce să îi asculti? Adică, dacă un om te face prost sau sclav sau eu mai știu cum. Tu chiar crezi lucrul ăsta? Adică, e vorba de ce crezi tu, gen, știi? Acolo, m-am jucat acum 2 minute și niște băieți m-au abuzat și am primit bani 7 zile. Păi și cum te-au abuzat? Nu înțeleg. Păi stai, ce tabare e abuzarea cu bani? Nu? Te-au abuzat într-un joc sau ce? Te pup, Wandering. Am fost abuzat virtual? N-am auzit de așa ceva. Și cum te abuzează cineva virtual? Ai Lego of Anubis pe AK? Nu știu ce AK am, bro. Inventory. AK. Neon Rider. Da, asta cred că e.
Nu știu că nu mă pricep. Sunt de pe aici. Așa. Uite, am stat de niciuna mai primit. Stai mai defens, se simt. Cum ești fericit? What the fuck? Te pup, Jovi. Baftă. Îți mai deschis cutia puștară să primești locuri? Nu, bro. Nu mai poți mai deschis cutia puștară pentru că e COVID-ul și cu toate astea, înțelegi, și e complicat cu curetele. Azi ai făcut live mai devreme. Ba, am vrut să încerc și un live mai devreme să văd cum merge, știi, dar aparent merge foarte prost. Bine, am văzut că sunt și mai mulți oameni live, știi, gen. E și Jax, e și Stresul, e și Ariana, Lumisu. Sunt o grămadă de oameni live. Deși când am dat eu drumul la live, nu era nimeni, gen. Adică, what the fuck, gen. S-a întâmplat ceva astăzi, gen. Am făcut 1000 de like-uri, respectul la mare pentru voi, mulțumesc destul. Ce părere ai de BMW T6? Nu-mi plac BMW-urile vechi absolut deloc. Numale de la 2019, nu știu. Exact. Când te joci Morgo Vastin sau The More Company, nu știu ce e. Păi da, că suntem în 2022, n-are cum să mai fie vibe-ul din 2016, bro. Gen. Erazul scap, erazul din 2002. A? Erazul din 2002. Nici tu nu vrei. E și un colo mic, când? Nu știu când am vorbit cu el. Îl iau eu înainte? N-ar fi rău. Așa, e nașpa că am școala după amiază și eu vin pe la 6 acasă. O, nasol. Sigur, Robert. Mai care sta pe Discord acolo, e ce contează. Înțeles, ăsta are dale aici de mult, n-are VIP, dar de sare și merge repede de, bă, ce servere de căcat au ajuns serverul ăsta de CSGO din România, bă, să mă cac pe ele aici de mult la cap. Doamne ferească, mă, uși tu să-mi dea viteză, să-mi dea toate alea aici de mult. De ce rost are să mai mă joc, frate, dacă îmi dă speed? Mă joc să... Căcam aș pe ele server de căcat. De ce nu-ți faci propriul server cum aveai înainte? Ce stau, mă, stau să-mi fac server de asta de counter, mă? Mi se pare o pierdere mai mare de timp. Decât, știi? Nu știu ce să zic.
vedere, mi-am dat cuit. Așa. Bun. Hai să vedem ce mai au oamenii de zis pe aici. Acolo, pentru dureri de spate, îți recomand să faci poduri, fără nicio caterinca, antrenamentul cu greutatea corpului tău sunt foarte benefice. Nu cred. La 120 de kilograme. Eu de asta nu mă joc CS, că a ajuns cum a ajuns. Da, mă, bro, nu știu ce să zic. E de căcat, dar asta este situația. N-avem ce să facem. Dacă așa s-a... Nu dai azi căștile Sirius? Le-am dat de mult, bro. Sirius? Nu le-am dat încă, dar nu, că suntem foarte puțin pe live. Ce sens are să fac un giveaway pentru cine? Pentru mine sau nu? Deci, până la urmă, asta cu părerea cu live-urile de gambling plus 18, o să dau în pool. Ce ai ieșit până la urmă? Te pup, Rafael, mulțumesc foarte frumos. Bă, ce păr am în cap, bă, frate, mă, de băiește, să fac și părul. Bună, Andreea Andra. Deci a ieșit votul că da, nu? 80% că da. Nu știu, poate băgăm niște live-uri astea, să facem niște live-uri astea nebune. Însă nu vă promit nimic, adică eu nu m-am decis încă dacă să fac sau să nu fac. Nu știu, o să vedem. Poate, poate. Poate băgăm, poate nu băgăm. Vedem cum facem. Sau poate facem pe canalul secundar, ca să nu... Da, nu știu, bine, e același lucru în principiu. Băi, frate, o să vă las aici la Alexandra. Dacă vreți să intrați și voi aici la livestream, la livestream la ea. O secundă, așa. Aveți aici live-ul ei, unde o să vă las cu ea, că ea o să înceapă chiar acum, în 8 minute o să înceapă live-ul. Eu o să trebuiască să plec de acasă, din păcate. Și ne vedem pe mâine cu un nou livestream, că o să facem livestream zilnic. Dacă ne-am întors la munte, tot ce trebuie, deci vă aștept aici la Alexandra pe livestream. Bine? Hai, vă pup, dați și voi acolo câte un like, setați-vă un momento, că deschide cutiuțe pe Hellcase și stă aici cu voi și vă ține ea compania. Bine? Hai, vă pup. Mulțumesc tuturor celor care intră la Alexandra și dau acolo câte un subscribe și câte un like și câte un share. Pa, pa. Ne vedem pe data viitoare. Adică mâine. De când mă știu, sunt șefan.